Pace și multă binecuvântare la toate surorile din locul acesta, la fiicele împăratului. Vă vedeți fiice de împărat, vă vedeți prințese, în afară de mamă, soră, bunică, nevastă sau ce mai este, suntem fiice de împărat. Cum v-ați bucurat aseară? Care ați fost, v-ați bucurat, da? Să știți că o predică, un mesaj, trebuie ascultat cel puțin de 5 sau de 10 ori până încep să intre în viața ta și să pui în practică. Eu ascult predica cuiva, cred că e a 5-a oară, de fiecare dată, e ceva nou. Cum, Doamne, că am ascultat de 5 ori? Sunt lucruri care n-am putut să pay attention decât în that direction sau celelalte nu le-am putut, sau am fost puțin gândul în altă parte. Everything is new și așa doresc să-mi primesc, chiar zicea o soră, aș vrea să le ascult. Am înțeles că o să fie puse pe YouTube, oricum eu am multe alte mesaje asemănătoare și altele pe YouTube, puneți Rodica Voluntiru și o să vă întărească și reascultați și reascultați. Un lucru care mai trebuia să spun aseară, dar nu e necesar toate odată, bineînțeles că am scos din Biblie și din mai multe surse, e doar poate o părticică să spunem cine este Tatăl tău. Când nu mai poți duce povara, când durerile sunt așa de mari, când nimeni parcă nu te mai înțelege și totul parcă îți stă împotriva, adu-ți aminte cine este Tatăl tău. Adu-ți aminte de bunătatea și dragostea Lui pentru tine și vei primi viață, credință, bucurie, înviorare și biruință. Când vei descoperi frumusețea și atotputernicia Lui, măreția Lui, viața ta se va schimba radical și va fi total diferită. Încercarea ta nu va mai fi la fel și va fi mult mai ușoară. Suferința pe care o ai acum va fi transformată și vei transforma necazul în bucurie. Perspectiva ta, viziunea ta se va schimba când realizezi cine este Tatăl tău. Tot ce voi spune acum sunt versete din Biblie, dar eu le spun doar așa. El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel din tâi și cel de pe urmă. Tot ce începe cu tine, El va duce la bun sfârșit. El este Creatorul, Cel care susține totul cu puterea cuvântului Său. El este The Great I Am. El este everything care tu ai nevoie. El este arhitectul universului. El a fost, este și va fi. El este de neschimbat, de neînvins. El nu are origine, nici început și nici sfârșit. Și acesta este Tatăl tău. El este sursa tuturor lucrurilor. El nu are nevoie de nimic. El nu descopere nimic niciodată. El deja știe totul. El nu este niciodată uimit sau surprins de ceea ce faci tu. El nu caută informații despre noi. El știe deja totul, trecut, prezent și viitor. Nimic nu-i deasupra Lui, nimic nu-i dincolo de El. El își menține poziția sa prin sine însuși, fără să ceară permisiunea nimănui. Și acesta este Tatăl tău și Tatăl meu. Dacă toți oamenii ar deveni atei, nu l-ar afecta cu nimic pe Dumnezeu. Credința noastră în El nu adaugă nimic la perfecțiunea Lui. Chiar atunci când noi ne îndoim sau nu credem în El, ne supărăm, nu schimbă cu nimic ceea ce este El. Atât de perfect este Dumnezeu. El niciodată nu întârzie. El niciodată nu vine prea devreme sau prea târziu. Întotdeauna vine la timp. Așa este Tatăl tău și Tatăl meu. El nu este prea ocupat sau prea stresat ca să vină în ajutorul tău. El nu caută informații ca să afle ceva. El este nemuritor, nemărginit, nemăsurat și infinit. Cine? Tatăl tău și Tatăl meu. El este omniscient, omniprezent, omnipotent, știe totul, poate totul. Este prezent întotdeauna. El nu cunoaște o hotare. Când vorbim despre Dumnezeu, nu putem vorbi despre măsură, calitate, greutate, cantitate, gradații, dimensiuni. Tot ceea ce este El
este fără să crească, fără să-i se adauge. Lui nu-i lipsește nimic. Cine? Tatăl tău și tatăl meu. Anii veșniciei sunt în inima lui. Timpul nu poate să-l limiteze sau să-l controleze, pentru că pentru el timpul nu trece, ci rămâne. Că cel este în afara timpului. Creștinul are o viață din Dumnezeu și împărtășește nemurirea lui. În el se găsește suficientă viață pentru toată omenirea și timp suficient pentru a te bucura cu el. El posedă o cunoaștere perfectă, de aceea nu are nevoie să învețe. El este dragoste, bunătate, el este cel sfânt, cel drept, cel atotputernic, el este cel preanalt, cel veșnic, cel neprihănit, cel credincios. Căile lui sunt desăvârșite, voia lui e neschimbată, mintea lui se gândește mereu la tine, ești copila lui, pentru că ne iubește. El este salvatorul nostru, călăuza noastră, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. El este sprijinul și adăpostul nostru mereu. El este turnul nostru de scăpare, cetățuia noastră în care ne încredem. El este steagul nostru de biruință, e cel ce ne poartă de grijă. El este bucuria și pacea noastră, cel ce guvernează peste viața noastră. El a fost rănit, a adus vindecare, a fost persecutat, a adus libertate, a fost mort și a înviat. A fost singur ca să ne dea nouă familie. Cine e acesta? Tatăl meu și tatăl tău, tatăl nostru. Pământul nu poate să-l înțeleagă, armatele nu pot să-l învingă, școlile nu pot să-l explice, căci el guvernează peste toți guvernatorii, peste toți împărații pământului. Scopul lui pentru care ne-a creat a fost acesta, să aibă o relație cu noi, cu tine și cu mine. El niciodată nu ne părăsește, el nu ne lasă și nu uită de noi. El nu anulează întâlnirile cu noi. De-abia așteaptă să ne întâlnim cu el, ca și pe vremea când era cu Adam și Eva. Când noi cădem, el ne ridică. Când am păcătuit, el ne iartă. Când suntem slabi, el ne întărește. Când suntem pierduți, el ne caută. Când ne este teamă, el ne dă curaj și ne spune: nu te teme că eu sunt cu tine. Când ne împiedicăm, el ne ridică. Când suntem răniți, el ne vindecă. Când suntem orbiți, el ne luminează. Când suntem înfometați, el ne hrănește. Când vine încercarea, el ne izbăvește. Cine este acesta? Spune tare. Tatăl meu și tatăl tău. Când vin problemele vieții, el ne mângâie și ne dă speranță. Când duce lipsă, el ne poartă de grijă. Când plângem, el ne șterge lacrima. Când suntem atacați, el este protecția noastră. Când suntem prigoniți, el este mângâierea și bucuria noastră. Când vine moartea, el ne duce cu el în slavă. El este totul pentru toți, oricând, oriunde și în orice fel. El este Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Acesta este tatăl tău, acestuia tu îi aparții. Și lista continuă. Te-ai gândit vreodată cine-i tatăl tău? Te-ai gândit vreodată care sunt beneficiile binecuvântării, pocăinței tale de a intra în împărăția lui Dumnezeu, mântuită prin jertfa Domnului Iisus, devenind fică de Dumnezeu? Uite, cine este tatăl tău? Mai ți-e teamă de ceva? Mai te îngrijorezi? Mai ai momente să te ceri, să te superi și să fim firești? Că nu uite ce tată avea. Dar pentru aceasta îți trebuie timp petrecut cu el. Pentru aceasta îți trebuie un timp în care să meditezi și noapte asupra cuvântului, ca să-l cunoști pe tata. Cum am spus și ieri, am realizat că și biserica astăzi are crăpătură în fundație. Fundația credinței noastre este pe nisip, de aceea ne prăbușim când vine încercarea și varurile și atâtea stări în viața noastră. Dacă fundația noastră, a casei noastre, ar fi pe stâncă, și stânca este Hristos, și Hristos este Fiul celui preanalt, și Hristos e fratele meu, și noi trebuie să fim pe această stâncă a dragostei, în primul rând, a lui Dumnezeu, că El este Tatăl meu. Cum va fi viața noastră?
Furtuna bate, necazul vine, încercările din toate părțile. Noi rămânem tari, neclintiți pe stâncă. De ce? Știu cine-i tatăl meu, știu cine sunt și știu cui aparțin. Atât de important este aceasta. Diavolul va încerca pe orice cale și știți de ce câștigă la cei mai mulți dintre noi? Pentru că vede, casa noastră e pe nisip, nu este pe stâncă. Și ce spune cuvântul acolo când vorbește despre această parabolă? Cine rămâne în mine și în cine rămân eu? Cine ascultă, aude cuvintele mele și le trăiește, acela are casa pe stâncă. Teoretic știm, da? M-am spus Biblia, poate o știm pe de rost. Hai să spargem teoria, vrem viață, vrem practică, vrem experiență cu Dumnezeu. Să nu-i dai Domnului odihnă. Spui, Doamne, nu te las până nu te experimentez, nu te las până nu mă binecuvintez. Doamne, de ce ai îngăduit această încercare în viața mea? Și v-am spus și aseară și repet, sunt câteva puncte. Când a venit încercarea în viața ta, nu contează că e copilul, e soțul, e boala, mai știu ce fiecare, you name it, tu spuneți-o care știi. Primul lucru trebuie să spui, Doamne, mă predau. Ajută-mă să înțeleg care este lecția care vrei să mă înveți din această încercare. Ce vrei să formezi în mine din caracterul tău? Cine ești tu pentru mine în această încercare? Cum am spus, Domnul vrea să se reveleze ție personal și nu o să ți se experimente, nu o să ți se reveleze decât acolo în vale. În boala ta, El e Dumnezeul care vindecă, Jehova Rafa. În necazul tău e Dumnezeul izbăvirilor. În lipsa ta este Dumnezeu Jehova Jaira care îți poartă de grijă. Imediat studiază, m-am spus, am scris în cartea Biruitor Încercare multe din numele lui Dumnezeu. Luați-le și citiți-le, studiați-le și apoi, Doamne, cere, spui, Doamne, vreau revelație, vreau experiență. Și momentul acela tu deja te-ai urcat la un alt nivel, căci l-ai experimentat pe Dumnezeu acolo în încercare, acolo în vale. În același timp, încercarea vine cu un scop, să ne pocăim, să ne apropiem mai mult de Domnul, cum am spus, să formeze noi caracterul lui, adică roada Duhului Sfânt. Dar ce înseamnă pentru noi această relație cu Dumnezeu? Cum dezvolți relația cu Dumnezeu? În primul rând, prin rugăciune, și vreau să mă opresc mai mult la acest capitol al rugăciunii. Toți știm, pocăiții se roagă, și nepocăiții, și budiști, și toată lumea se roagă. Și acum vreau să fim foarte atente. Când venim la rugăciune, venim că este în grup, că e la biserică, că ești acasă, ce facem prima dată? Venim și începem să spunem, unii știu deja care e cel mai important lucru, să-L auzi pe Domnul. Cei mai mulți dintre noi care avem burden și avem probleme, începem să plângem, să strigăm, Doamne, ajută, Doamne, și începem să strigăm, să plângem. Ce e ceva rău? Nu. Dar vreau să vă spun definiția rugăciunii. Rugăciunea este o comunicare cu Creatorul Universului, Dumnezeu cel preanalt, că v-am dat atâtea nume, care e Tatăl meu. Dar când venim la rugăciune, cel mai important este nu ce tu vorbești, nu ce tu te rogi, ci cui te rogi. Și o să zici, păi cui mă rog? Lui Dumnezeu. Da, e ceva greșit, nu. Dar eu merg mai departe și te întreb, care Dumnezeu? Păi cum care Dumnezeu? Dumnezeu Bibliei, Dumnezeu care ai spus. Eu merg mai departe și te întreb, ce relație ai tu cu acest Dumnezeu? Că tu. Nu mai vrem un Dumnezeu la general. Da, Dumnezeu, da, Domnul, tot repetăm la general. No! Avem nevoie să-L cunoaștem personal și în detaliu pe acest Dumnezeu măreț, atotputernic, sfânt, de trei ori sfânt, foc mistuitor, care e tăticul meu. În momentul când tu realizezi ce relație ai cu El, automat tu vii diferit înaintea Lui când vii la rugăciune. Nu mai vii la general, pentru că în momentul când e vorba de rugăciune, cum am mai spus, trebuie să știi cui te adresezi, cine este El, ce impresie, ce părere, ce credință ai tu în acest Dumnezeu. Fiecare să ne cercetăm. Chiar Îl cunoști pe acest Dumnezeu. De rugat nu e deloc greu, că venim și ne vărsăm povara. Te e sigură că te-a ascultat, e sigură că îți răspunde. Ce relație ai tu cu El? Cum am spus aseară, dacă ai o prietenie cu cineva, I'm 100% că orice, oricând i-aș cere
persoane cu care am o relație și prieteni și o cunosc, îmi va răspunde. De aceea nu avem răspunsuri la rugăciune, că avem îndoială, avem necredință, că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu și nu avem o relație intimă cu El. Nu mă întâlnesc cu El în fiecare zi, at least one hour per day, cum spune cuvântul, o oră n-ai fost în stare să petrești cu mine. Percepția noastră despre Dumnezeu, la cei mai mulți avem Dumnezeu după mintea noastră, după chipul și asemănarea noastră. După cum am pomenit în biserica mea, în satul meu, la părinții mei, la bunicii mei, la bătrânii mei. Și cei mai mulți putem să spunem că avem o imagine bună, dar cei mai mulți nu. Dacă ai crescut, depinde în ce familie ai crescut, în ce tradiție ai crescut, în ce țară, în ce localitate, ai un Dumnezeu, poate, care doar stă cu bâta și cum ai păcătuit, te-a presnit și stai într-o frică tot timpul, gata, Dumnezeu mă pedepsește sau nu cumva. Am un Dumnezeu care zice, numai așa trebuie să te îmbraci, numai așa trebuie să mănânci. Deci Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră, nu e the real God, care îl cunoști prin revelația Duhului Sfânt și care Dumnezeu este dragoste. Aceasta e primul lucru care trebuie să cunoaștem. Ca să ne putem apropia de El, eu nu mă pot apropia de un Dumnezeu care e sfânt, 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 care e foc dimistuitor, până nu-L cunosc ca Dumnezeul dragostei, care datorită jertfei la Golgota mă primește și mă acceptă. Asta nu înseamnă că îmi fac de cap și fac ce vreau, no, cum am spus aseară, în momentul când am revelația dragostei Lui, de-abia de atunci începe cu adevărat frica de Dumnezeu, adică reverență, onoare, respect, împreună cu bucurie să slujesc și nu-mi permit orice, că Domnul te iartă, dar zice, du-te să nu mai păcătuiești, să nu ți se întâmple ceva mai rău. În momentul când eu vin la rugăciune, trebuie să știu cui mă adresez, cine este El. Și mă duc din Vechiul Testament, mă duc în Noul Testament, mă duc în Isaia, mă duc în Psalm și încep să-mi scot numele Lui Dumnezeu, cum am spus, eu v-am dat așa în această carte, cine ați luat-o să meditați. Dar mă duc și știu că Dumnezeu e plin de milă și de îndurare. El e plin de bunătate, e îndelung răbdător. Dumnezeu are atâta dragoste pentru mine. Mă duc mai departe, cu scris la Țefania 3:17, este ca un viteaz în mijlocul nostru care poate să ajute. Mă duc de aceea din verset în verset, în care îmi spune, cum am spus, Psalmul 91, El este turnul meu de scăpare, cetățuia mea, Dumnezeul meu în care eu mă încred. Și de mine nu se atinge nimic, de ce mă ascund sub aripile Lui, El mă protejează datorită dragostei Lui, datorită sângelui Domnului Iisus, că m-am pocăit, m-am apropiat de El, că mă duc cu cauza mea înaintea Lui, mi-aduc aminte cine este El, ca să am credință și ca să am siguranță că voi primi răspuns de la El. Stau în fața Celui preanalt, Cel preasfânt. Toate galaxiile care încă nu s-au descoperit, că sunt milioane de galaxii, care trebuie sute de ani lumină ca să ajungi până la prima stea, spun oamenii de știință. Acesta e Dumnezeul meu, Tatăl meu, wow! Și crește credința, e măreț, e atotputernic, El zice și se face, a despicat Marea Roșie în două, a vindecat bolnavii. Cine este Cel căruia mă adresez? Cine este căruia Celui care mă rog? Uite cine este, adu-ți aminte, adu-ți aminte, este același ieri, azi și în veci. Și acum e Dumnezeul minunilor, și acum e Dumnezeul multiplicării, și acum e Dumnezeu care e credincios, și acum e același Dumnezeu care mă iartă, mă iubește, și acum e Dumnezeul care îmi dă revelații. Cine? Acest Dumnezeu care îl găsesc în cuvântul Domnului, dar vreau să fie al meu personal, vreau să-L experimentez personal. Nu mai vrem un Dumnezeu la general și să mă bucur că tu ai avut o experiență cu Domnul, vreau și eu, Doamne. Pentru că tu nu te uiți la fața omului și eu sunt fiica ta. În momentul acesta când începem să studiem numele Lui Dumnezeu, când realizăm cine este El și prin revelația Duhului Sfânt, cât de cât avem o imagine diferită, corectă despre Dumnezeu. Și în momentul când mă apropii la rugăciune, nu mai vin cu frică, nu mai vin cu strigăte, nu mai vin cu îndoială, cu necredință, eu știu dacă, dar cel puțin să-mi vărs necazul. Îmi aduc aminte în acele momente, cât e El de sfânt și de suveran, că îi văd supremația, îi văd domnia, îi văd ce minunat și ce măreț și ce glorios este acest împărat al slavei, e tăticul meu. Și când te duci și te pui pe rugăciune, te așezi și spui, păstrezi liniștea,
Nu te grăbi repede să sverși necazul și toată durerea din sufletul tău. Stai puțin, meditează. Păstrează liniște. În mintea ta, Duhul Sfânt ți-aduce aminte cum a spus cine-i Dumnezeu. Ce mare, El poate. Este sursa tuturor lucrurilor. În El este viața și mișcarea. De la El, El deja are răspunsul la cauza mea. Deja știe totul, cunoaște totul, ai pregătit, programat deja proviziile, resursele, tot. Dar mai mult decât atât, e tatăl meu, e tăticul meu. Cum vorbește cu un tătic atât de scump, de bun, de atot puternic, sursa tuturor lucrurilor? Doamne, nici n-a pus să-i certe, că e să-i spui, Doamne, ce glorios ești, ce măreț ești, ce minunat ești, nimeni nu-i ca tine. Dar abia atunci se deschide cerul. De-abia atunci tu începi să te conectezi cu cerul. Nu e doar la nivelul minții, începe inima ta să bată. Începe inima ta atunci să intre în dimensiunea cerului. Abia atunci tu nu mai ești în fire, ești în Duhul. Și atunci prin Duhul Sfânt colaborezi cu Dumnezeu care este Duh. Și atunci hai să vezi cu mine un val de cercetare, un val de atingere dumnezeiască, în care spui glorie, glorie, aleluia, aleluia. Tu ești sfânt, ești măreț, ești minunat. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Și începi să-i mulțumești, și începi să-i mulțumești, și începi să-l lauzi, și începi să-l preamărești. Curge, se desfundă un izvor de laudă care până acum a fost închis, că nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu, că ai stat în frică, ai fost în păreri greșite despre Dumnezeu. Și acum curge, curge din tine un izvor de laudă, de mulțumire, încât nici nu-i mai spune cazul tău decât îți mulțumesc că tu mă asculți, îți mulțumesc că rezolvă cauza mea, îți mulțumesc că ești tatăl meu, îți mulțumesc că toate sunt în inima ta, îți mulțumesc că tu ai răspuns la nevoia mea, aleluia! Și atunci cu adevărat, când te ridici de pe genunchi, te ridici plină de, cum a spus Roman 15 cu 13, Dumnezeu nădejde să vă umple toată pacea și bucuria care o dă credința. Că și cu ajutorul Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde, cu alte cuvinte, da, că Tata nu va ajuta. Cum e viața de rugăciune, e frumoasă? Dar trebuie să ajungem aici. Atâția ani irosiți și ore irosite la rugăciuni fără răspuns. Pentru că doar borborosim aceleași cuvinte. Fără speranță, fără credință, în îndoială, în nemulțumire, în frustrare împotriva lui Dumnezeu. Atâția am auzit și eu am avut momente totală împotrivire împotriva lui Dumnezeu. De ce nu mi-a răspuns? De ce mă găduie în ecasul ăsta în viața mea? Oare mai exist? Oare unde ești? Oare de ce? Că El alege să tacă. Dar știi de ce tace? Eram într-o încercare și eram așa de disperată și m-am rugat, cum știu, știu conexia cu Domnul și știu de multe ori am stat și câte 4 și câte 5 ore și 6 ore în prezența Domnului. Nu mai poți să mai pleci când te conectezi în Duhul. Trebuie să ajungem acolo. Și mă rog să vină astfel de prezență în biserică, încât când începe rugăciunea, o oră, două să nu se termine, 3 ore să nu se termine. De ce? Coboară prezența Domnului. Ești în Duhul și când ești în Duhul nu mai există timp. Ești deja în cerul. Și atunci te rogi ce spune Dumnezeu, o să vorbim mai departe. Încercarea mea eram și am zis, Doamne, era o chestie urgentă pentru mine, n-au să-mi răspundă Dumnezeu. Am aplicat tot ceea ce știam, și să poruncesc, și să-L laud, și să-L rog, și să-L declar numele Lui. Tot ce am știut, am spus, nothing, nimic nu s-a întâmplat. Doamne, de ce? Și ce a venit în momentul acela? Am intrat în partea aceasta, cum am spus aseară, în fire, în frustrare, în dezamăgire, toate vin, una după alta vine. Una după alta vine și te opresează. Doamne, de ce? Doamne, unde ești? Doamne, dar te iubesc. Doamne, dar te slujesc. Doamne, am început eu cu faptele mele bune să-L conving pe Dumnezeu. Nu merge. Dumnezeu știe. Și eram așa de tulburată, dar am simțit dintr-o dată că s-a pus un zid între mine și El. Eram atât de tristă. Știam că undeva am greșit. Eram atât de apăsată. Am simțit că Dumnezeu e la distanță și că eu îl țin la distanță. Dumnezeu în frumusețea Lui mă scoală pe genunchi și chiar aveam un verset pe perete în care spune din Psalmul 91, când mă vei chema, să vei răspunde, unde, Doamne? Unde este, Doamne, realitatea versetului? Unde este, Doamne, adevărul? Când mă vei chema, uite, te chem și nu-mi răspunzi. Și veneam așa cu mânie, cu supărare. Apoi am tras așa aer și zic, până la urma urmei, Doamne, am învățat lecția aceasta. Te laud oricum și îți mulțumesc, dar care e lecția care trebuie să o învăț acum? Imediat m-am dus
Mi-am lăsat problema mea, care lecția? Ce vrei să mă înveți? Ce vrei să-mi spui, Doamne? În momentul acela s-a făcut liniște, m-am liniștit eu. Și a început Domnul să-mi vorbească. Și atunci Domnul mi-a spus, frustrarea ta, nemulțumirea ta, agitarea ta te-a dus pentru un teren negativ în care tu m-ai oprit ca eu să pot să vin. Pentru că automat eu sunt sfânt și eu lucrez prin niște principii total pure și curate în care trebuie să fie totală credință, bucurie, odihnă în așteptare. Nu, de ce? Până când? Fă ceva? Cum suntem noi? Nu. Apoi Domnul mai spune mai departe. Am vrut totodată să-ți arăt și să te testez. Ce vrei mai mult? Răspunsul la problema ta urgentă sau pe mine? Rămâi în mine, în pace și în dragoste, cu riscul că nu-ți răspund. Unde ești? Unde te afli? Aici, în tulburare? Dăm, rezolvăm? Sau even though nu-ți răspund, să fii bucuroasă și mulțumită că tu ești cu mine. E tare greu ce spun acum. E tare greu să ajungi acolo. Dar Domnul m-a dus, pentru că El ne duce din treaptă în treaptă. Ce alegi? Pentru că în momentul când noi doar venim la El, dăm, rezolvăm, fac cu tare, Doamne, doar cerem, El deja, dacă stăm sincere să ne gândim, El devine sclavul nostru. Când trebuie să fie invers. El să fie în charge, in everything, dacă e voia ta, Doamne. Și a trebuit să ajung ca Domnul Iisus în grădina Ghețimani, în care poate mi-am pus baza, sau ne punem baza pe anumiți prieteni să mijlocească pentru noi, să se roage pentru noi. Și ei dorm. Eu adormit că nu simte cu tine. Dar Domnul te trage că El are un plan cu tine. Vino mai aproape pe acea piatră, încât atât de grea e durerea, durerea cea mai mare este nu voia mea, ci voia ta. Cea mai mare durere, Domnul Iisus, cea mai mare durere a Lui a fost nu neapărat pe cruce, acolo a fost o durere fizică. Durerea, biruința Lui a fost pe piatră. Pe piatra aceea în care a zis, Doamne, ia paharul, e prea greu. Doamne, e prea grea încercarea aceasta cu soțul meu. E prea grea încercarea cu copilul meu. E prea grea încercarea asta cu biserica sau cu vecina, cu serviciu și fiecare are problema ei. Ia-mi eu! Nu-i așa că așa ne rugăm. Frasuror, rugați-vă pentru mine să scap. Ne-am îmbolnăvit. Imediat anunțăm cauze. Nu-i nimic a greșit în aceasta, dar vreau astăzi să-ți dau un secret și o taină. Dacă Dumnezeu a îngăduit-o special, că tocmai prin acea încercare, Dumnezeu te pregătește, te echipează să te ducă la un alt nivel și să te folosească pentru slava Lui. Dacă Dumnezeu a îngăduit acea încercare ca să zdrobească din tine firea și mândria și răutatea și gelozia și bârfa, ca să înțelegi pe alții și never să-i mai judeci, pentru că ai trecut tu pe acolo și din contră să-i îmbrezi și să te roși pentru ei și să stai în spărtură pentru ei. Dacă Dumnezeu a îngăduit încercarea aceea, căci cu adevărat a văzut în tine, El a pus deja în tine niște treasure, niște calități care încă nu sunt dezvoltate, încă nu sunt formate decât în această vale, ca apoi pe tine să te ducă mai departe. Dar dacă Dumnezeu îngăduie valea aceasta ca să-ți testeze, să-ți arate ție unde ești, că ne lăudăm că avem credință, ne lăudăm că avem dragoste, ne lăudăm că suntem sfinți, cântăm, ne rugăm, predicăm, mergem în misiune, stai puțin, vine valul încercării, vine presiunea, acolo iese credința la iveală, acolo iese dragostea și răbdarea la iveală. Nu în biserică când toți cântăm și ne rugăm, nu. No. Presiunea pasă pe ceva, iese la iveală ce este înăuntru nostru. E cu adevărat dragoste? Sau iese bitterness? Iese răutate? Iese ură? Iese supărare? Și atunci nu arunc pe circumstanțe, nu arunc pe soț sau soție, nu arunc pe geabul meu, nu arunc pe păstor sau biserică, nu. Adevărata înțelepciune care trebuie să avem în acele momente este, Doamne, așa ceva a fost în mine? I couldn't believe. Nu cred. Doamne, atât de rea să fiu, atât de necredincioasă, atâta ură în mine. Doamne, ai milă de mine, păcătoasă. Dar
Trebuie să fii sinceră cu tine și să fii crudă cu tine. Am zis, Doamne, eu sunt atât de crudă cu mine că am experimentat frumusețea lui Dumnezeu și știu că numai un gând negativ, numai o vorbă negativă să te judec sau să te critic, eu cad, mă depărtez de Dumnezeu, l-am întristat și nu vreau. Și de aceea zic, Doamne, arată-mi, zdrobește-mă, cioplește-mă, indiferent ce, pentru că nu vreau să pierd frumusețea intimității cu tine. Nu numai misiunea, vreau, Doamne, totdeauna să mă desfăt în prezența ta. Dar n-ai cum să te desfăți în prezența Domnului și să te bucuri de Domnul cât în inima ta mai ai amărăciune, invidie, gelozie, supărare, necredință, răutate și toată roada firii pământești. Aici este lupta care nouă nu ne place. Aici este lupta cea mai grea. Omul cel vechi să-l pune pe cruce. Dar ca să-l pui pe cruce, doare. Să ierți pe cineva care te-a rănit, te-a jignit, te-a înșelat, doare. Doare până la sânge și noi luăm calmante ca să nu simțim durerea. Noi, ziua de astăzi și cei care se droghează, vrea să-și astupe conștiința, să nu simtă nimic. Nu ne place, vrem anestezie. Domnul zice, nu, du-te pe piatră. Te singur și acolo să ajungi să scurgă sudoare ca și cu picături mari de sânge ca la Domnul Iisus. Nu voia mea, ci voia ta. La început, Doamne, ia-mi necazul, ia-mi durerea, dar imediat, dacă Domnul vrea ca să treci pe aici, că Domnul face și minuni și the next day sau peste o săptămână, Domnul a făcut minuni, s-a rezolvat problema, că-i soțul, că-i copilul, că-i boala, Domnul face și astăzi minuni. Dar astăzi vreau specific să vorbesc în direcția aceasta, că știu, odată sau de mai multe ori, chiar tu care ai avut experiență a minunilor dumnezeiești, treci pe aici și vreau să te pregătesc ca să nu cazi în desnădejde. Ci din contră să vezi frumusețea lui Dumnezeu, să vezi perla suferinței de acolo de încercarea ta. Și e foarte greu să mor, este foarte greu să mor față de eu-ul tău, reputația ta, numele tău, banii tăi și tot, și să pierzi totul pentru Hristos. Dar când ieși de aici și te uiți înapoi, Doamne, s-a meritat, ești la un alt nivel. Vezi lucrurile diferit, gândești diferit, nivelul dragostei s-a ridicat la un alt nivel, credința este mai înaltă, compasiunea și mila pentru alții e total diferită. Începi să vezi lucrurile cum le vede Dumnezeu. Nu le mai vezi firește prin lentilele tale murdare, religioase, apăsătoare și așa mai departe. Le vezi prin ochii lui Dumnezeu, care în primul rând e dragoste, e milă, e compasiune și ești ready oricând să sacrifici totul pentru Domnul. Numai o persoană zdrobită de Dumnezeu, îngăduită de Dumnezeu prin anumite teste, va simți cu tine când ești în vale, va simți cu tine când ești în păcat chiar, va simți cu tine și gata să te ajute. Dacă nu ai fost încă zdrobit de Dumnezeu, e greu, nu zic eu să cer lucrul acesta, dar va veni într-un fel sau altul, nu fugi de zdrobire. Nu, ci atunci vii înaintea Domnului, cum am spus, Doamne, mă pun pe altar. Tot ce tu ai în plan pentru mine, formează în mine. Pentru că știu de acum, cum am spus aseară, orice problemă are atașată de ea provizii, promisiuni și binecuvântări. Pe cât e problema de mare, pe atât va fi binecuvântarea de mare. Pe cât este încercarea de mare, pe atât va fi rezolvarea și izbăvirea de mare. Dar, din nou spun, dacă te poziționezi corect, totul aici este secretul. Poziționează-te în partea Duhului, cu privire la Domnul, să ai cuvântul Lui, te hrănești în această vreme, în această vale, numai cu cuvântul. Nu o să auzi poate nicio voce, n-auzi nicio mângâiere, parcă nimeni nu te înțelege, n-ai curaj să spui la nimeni păcatul tău sau durerea ta, apăsarea ta, problema familiei tale, că nimeni nu te înțelege, doar te judecă și trebuie să-ți duci crucea singură. Dar that's ok. Adu-ți aminte că Domnul nu minte. Eu sunt cu tine în orice vreme. Și când ești broc, și când ești în genunchi, și când nu mai poți și nu mai ai cuvinte să te rogi, și nu mai ai lacrimi care să curgă de durerea în care treci, Iisus este cu tine. Emmanuel, numele Lui care e mai presus de orice nume, e lângă tine. Căci Domnul de data asta nu te mai vrea să mergi prin simțuri, să-L simțim și ne rugăm și este bine, dar Domnul zice, nu, nu vreau să mai simți nimic, vreau să te învăț să mergi prin credință. Credința nu simte, nu vede, nu aude.
aude, doar crede în promisiunea Domnului care da și amin, indiferent că vine peste 5 luni, 7 luni, un an, trăiești doar prin credință. Atunci de-abia te ridica la un alt nivel. De-abia atunci tu poți să spui că deja ești într-o altă împărăție, că noi nu mai aparținem împărăției lumii acestea. Domnul ne-a strămutat în împărăția dragostei Lui. În împărăția Lui sunt alte legi și alte reguli. Ai venit din România în America, sunt alte legi aici, da? Din toate punctele de vedere sunt alte legi și tu trebuie să te supui. Același lucru dacă noi înțelegem, nu am timp acum să vorbesc despre această împărăție în care ne-a dus Domnul. Împărăția Domnului este în noi. Operăm cu legi diferite. În împărăția lui Dumnezeu aici trebuie să fim conduși de Duhul, nu de fire. Suntem conduși de roada Duhului Sfânt. Avem perspectiva cerului. Urmează, oricum totul se termină, urmează cerul și ne așteaptă o cetate, 5 cetăți sau 10 cetăți pe care tu să le stăpânești. Depinde cum l-ai îngăduit Domnului să te prelucreze aici pe acest pământ. E o frumusețe să vezi apoi o perlă a suferinței tale. Cartea, cum am spus, cărțile mele au fost perle ale suferinței. A fost, într-adevăr, în bale, în încercare, în durere. Acolo l-am experimentat pe Dumnezeu și aceea m-a întărit să mă duc din treaptă în treaptă, mai sus și mai mult sus, să mă încred în El. Și vă spun, de cu cât te duci, mai vine alte trepte, alte examene, ca și în viață. Dar examen în clasa 1, în clasa 5, la bacalaureat, la facultate și tot așa. N-ai cum să crești dacă nu accepți aceste teste, aceste încercări în viața ta. Acum, tot refer la rugăciune. Hai să dăm câteva feluri de rugăciune care le-am scos din Biblie. Să vedeți câte feluri de rugăciune. Doar le enumerotez. Eu am toate versetele, dar vă dau temă de casă. Studiați. Avem nevoie să ne punem cu burta pe carte. E o vorbă românească. Sora mea, investește în tine dacă vrei să fii tare în mijlocul furtunii. Și nu numai atât. Ești chemată să investești în alții. Ești chemată, fiecare, nu contează că ești mamă cu 10-20 de copii, nemăritată, divorțată, oricum ai fi, ești chemată ca să faci o diferență în această lume, să spui altora despre Domnul. Două porunci ne-a lăsat Domnul Iisus în Noul Testament. Prima, iubește-L pe Dumnezeu din toată inima și pe aproapele tău. Și a doua, duceți-vă și vestiți cuvântul. Duceți-vă și faceți ucenici. Sunt cele mai puternice porunci. Dar noi de multe ori spunem și chiar predicăm doar omul vechi, nu mai minți, nu mai fura, fii așa, fii așa, fii așa, never n-o să fii. Cât timp te ocupi de omul vechi care trebuie să moară, e ca și cum încercăm să-l șlefuim puțin. Domnul nu are nevoie de bunătatea ta sau a mea, Domnul nu are nevoie de ceea ce fac eu mai bun, nu, zice, pe cruce cu tine. Eu vreau să fii în Duhul omul cel nou, care e făcut după chipul și asemenea Dumnezeu. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos să trăiască în mine. Hristos poate totul. Dar schimbarea minții, ca totdeauna, să pun firea mea pe cruce. Ia crucea în fiecare zi, zice Domnul, și urmează-mă. Și noi încercăm și vorbim mai de lucrurile ce trebuie să fac. Și dacă cât timp mă ocup de diavol și de firea mea și de slăbiciunea mea și a fraților, și cât timp aceste lucruri negative, le exagerează diavolul și n-am să ies de aici niciodată. Am încercat 30 de ani de zile, tot acolo am fost. În momentul când mi s-a revelat Domnul, cu iubirea, cu dragostea Lui, să mă concentrez la El, să-L caut pe El, să caut fața Lui, iubirea Lui, dragostea Lui și să mi se reveleze identitatea Lui și cine am devenit în Hristos, cele vechi s-au dus, toate sunt noi, cad de la sine. Pentru că vin cu o putere supranaturală, care e dragostea Lui, puterea Lui este Hristos în noi. Suntem o făptură nouă, Hristos în noi, nădejdea slavei. Unde e Hristos în toate acestea, dacă tot eu mă zbat, să fiu mai bună, să fiu mai sfântă, să fiu mai curată, nu rezolv nimic. Am o cercetare la biserică, depinde cum a fost mesajul, cum o acasă, tot aia sunt. De ce? N-am pus firea pe cruce. Every day. Asta este secretul unei vieți de biruință și o viață de pace și de bucurie. Doamne, eu nu pot să iubesc. Atâta merită fata asta sau soțul sau copilul ăsta, ură, răutate, dar imediat fac, ridică tu pe cruce. Doamne Iisuse, iubirea ta. Iubirea ta este infinită și desăvârșită. Este iubirea ta, iubește tu prin mine. Iartă tu prin mine. Dăruiește tu prin mine. Eu nu sunt zgârcită, eu n-aș da, dar Doamne, tu ce ai face? Ok, Doamne, mă predau. Tot secretul este predare în fiecare zi. E o moarte, dar e o bucurie. De-abia atunci ești puternică. De-abia atunci începe o viață nouă cu Dumnezeu. De-abia atunci frumusețea lui Dumnezeu este în viața noastră și alții o vor vedea. Cu cât tu petrești timp în rugăciune,
cu atâta acolo o să vezi diferența. Vreau întâi să spun aceasta. Ce înseamnă rugăciunea în locul secret? Sunt mai multe rugăciuni, hai să le spunem. Rugăciune de mulțumire, întotdeauna vine înaintea Domnului cu rugăciune de mulțumire. Rugăciune de adorare. Rugăciune de mărturisire. Rugăciune de pocăință. Rugăciune de cerere. Rugăciune cu credință. Rugăciune de dedicare. Rugăciune de sfințire. Rugăciune în acord, în unitate cu alții. Rugăciune pentru nevoi materiale. Rugăciune de a lega și a deslega pe pământ precum în cer, și atunci vor fi legate și în cer. Rugăciune cu travaliu. Rugăciune și cereri cu strigăte mari și lacrimi. Rugăciune în alte limbi. Rugăciune cu înțeles. Rugăciune cu perseverență. Rugăciuni fierbinți. Rugăciuni de mijlocire. E o luptă în rugăciune când e vorba de mijlocire și putem da exemplu femeia cananeancă, Ilie, care s-a rugat de 7 ori până a venit ploaia, în același timp Efrata se lupta în rugăciune pentru Pavel, rugăciunea lui Daniel, a lui Moise, Solomon, Ezra, Neemia, Estera, Iisus și Paul a fost care au stat în spărtură pentru națiuni. Suntem chemate la aceasta. Rugăciune neîncetată, rugăciune cu stăruință. Rugăciune însoțită de post, rugăciune și veghere, rugăciune de dimineață, rugăciune la miezul nopții, rugăciune zi și noapte, rugăciune pentru Israel, rugăciune pentru cei asupritori, rugăciune pentru bolnavi, rugăciunea bărbaților în orice loc cu mâini curate, rugăciunea femeilor îmbrăcate cu vincios, rugăciune să nu cazi în ispită, rugăciune necurmată, rugăciune care deschide cerul, rugăciune într-un anumit loc, rugăciune pe munte, rugăciune în templu sau biserică, rugăciune care aduce cutremur și coboară puterea Duhului Sfânt, rugăciune cu punerea mâinilor, rugăciune în genunchi, rugăciune în picioare, rugăciune cu fața la pământ, rugăciune fără mânie și îndoială, rugăciune prin Duhul Sfânt, rugăciune în numele lui Iisus. Și lista continuă. Te-ai rugat vreodată pe toate acestea? Vedeți arta rugăciunii. Ce frumoasă e rugăciune! Ce multe detalii avem în cuvântul Domnului referitor la rugăciune! Asta înseamnă comuniune cu Dumnezeu. Hai să vedem ce se întâmplă când ai toate acestea. Când te duci în locul secret, cum spune la Matei 6:6, retrage-te în locul secret. Cea mai puternică rugăciune nu este în biserică cu toți, nici în grup, nici chiar în familie. Cea mai puternică rugăciune este când ești tu singură cu Domnul. Când te retragi într-un loc anume, fă-ți un altar al tău în casa ta, în pod, într-o oriunde, în care să te duci să stai singură cu Domnul. Intimitatea între soț și soție nu are nevoie de copii, de părinți, de prieteni, doar tu și soțul. Același lucru este și spiritual. Trebuie să ajungem să fim noi singuri cu Domnul, fie păstor, fie bărbat, fie copil, fie femeie. Abia atunci acolo se dezvoltă relația cu Dumnezeu. Ce se întâmplă acolo? Deci relația cu Dumnezeu trebuie să fie prioritatea numărul unu în viața noastră, înaintea familiei, înaintea bărbatului, înaintea copilor, înaintea bisericii, înaintea misiunii, înaintea serviciului. Relația ta intimă cu Dumnezeu, tu și Domnul singur. Locul acela este locul unde ne întâlnim cu Dumnezeu, o intimitate între noi și El. Acolo este locul revelațiilor divine. Cele mai multe revelații le-am primit și în biserică, în timpul închinării, dacă n-am fost singură cu Domnul. Acolo este locul unde primim putere și autoritate. Acolo înțelegem ascultarea de Dumnezeu, ascultarea de poruncile Lui și primim putere să le practicăm. Acolo înțelegem reverența și frica de Dumnezeu, respectul și onoarea, m-am spus de multe ori. Așa a venit Domnul cu o putere peste mine în timp ce eram în rugăciune. Așa prezența sfințeniei Lui, încât m-am băgat sub covor, n-am putut să rezist sfințenii puterii Lui care a venit. Doamne, despică pământul să intru. Nu mi-era frică de El, era o reverență în care am zis, Doamne, nimeni nu poate să stea în prezența Ta și să trăiască. Și atunci, singurul lucru care am putut să fac, m-am băgat ca și cum am pitit și am cerut sângele Domnului asupra mea. Nu că mă simțeam vinovată. Aceasta, am trăit cu adevărat reverența aceea care te arunci cu fața la pământ, dar era atât de atrăgătoare, mi-era drag. Deci era o frică de Dumnezeu, că Dumnezeu a îngăduit puțin să-i simt
atotputernicia, suveranitatea sfințeniei lui, a purității lui, care nu poate nimeni să stai la nu știu cât distanță. Remember în Vechiul Testament când spunea nici de poala muntelui să nu se apropie cineva că va muri. Atât de puternică este prezența lui Dumnezeu, care vine cu frică de Dumnezeu și reverență, care astăzi lipsește din biserici. Dacă a mai trăit pe vremea lui Solomon, Solomon a adus 1000 de arde de jertfe pentru Dumnezeu. Și apoi în templu, când a coborât prezența Domnului ca un nor, inclusiv preoții și toți au fost cu fața la pământ, n-au putut să reziste acelei puteri supranaturale. Dar nu era de nimicire, nu era de pedeapsă. Era că aducesc, era o plăcere înaintea lui Dumnezeu. Toate jertfele care noi le aducem, cântare, închinare, dărnicie și mai ales timpul acesta să petrecem cu El, este așa o mare plăcere ca un fum, care o jertfă de bun miros, spune Domnul, și ca și cum Domnul face, acolo miroase ceva, cobor, mă duc la ea. Și când vine, vine cu atât puternicia Lui, cu dragostea Lui de te înfășoară, încât este ceva supranatural, care n-ai mai vrea să pleci din acea prezență, chiar dacă e atât de înfiorătoare în același timp. Ai vreo altă experiență asta? Asta înseamnă că îți trebuie timp acolo. Este locul în care vine reverența, frica de Dumnezeu, smerenia. Abia acolo înțelegem iubirea lui Iisus, că ți se descopere cât de mult te iubiște, te iubește, că îți faci timp și începe gândurile să gândească cu adevărat, Doamne, cât de păcătoasă am fost eu. Și totuși Tu ai murit pentru mine, câtă iubire mi-ai dat, din câte m-ai scăpat, Doamne. Doamne, cu ce am fost eu mai bună că nu sunt în spital? Cu ce am fost eu mai bună că nu sunt handicapată? Cu ce am fost eu mai bună, dar mint în Canada, în America? Doamne, și dintr-o dată vezi toate binecuvântările care până acum ți s-a părut că e normale, nici nu le-ai băgat în seamă, nici nu ai mulțumit niciodată pentru ele, Domnului. Acolo este locul unde înțelegem iubirea și părtășia cu El. Acolo se dezvoltă mult relația cu El, care aduce o comunicare cu El. Nu mai poți să trăiești fără să vorbești cu El. E atât de aproape devine Tatăl tău, atât aproape devine că te duci ca și cum, imaginează-ți poate o mâncare cea mai bună, dar abia aștept să mănânci mâncarea aia, să zicem, o bucurie supranaturală, că abia aștept să fii singură cu El. Domnul mi-a dat acest har. Și din nou repet, mulțumesc Domnului pentru soțul meu care mă lasă așa în lumea mea. Mă închid în casă de multe ori și zic, please, nu mă deranja. Stai cu copiii jos, du-te în altă cameră, vezi ce faci pe jos, chiar dacă e noapte. Lasă-mă cu Domnul, că I really feel să stau cu El. I really feel că îmi spune Domnul ceva. Soțul meu face, ok, și pleacă. Știe că și-a văzut roadele și de aceea mă respectă. Și mă iubește și mă lasă. Că m-am dus sus pe munte cu Domnul să stai o săptămână. Să nu mănânci mic, doar să stai cu Domnul în prezența Lui. De asemenea, încă m-a încurajat, că a văzut ce roade Dumnezeu a adus în viața mea, viața Lui, a familiei și mai ales pentru mii și mii de persoane la care Dumnezeu mă folosește. Secretul este nu inteligența, nu teologia, nu banii, nu școlile, nici chiar trecutul sfințeniei tale. Secretul este timp petrecut cu Domnul la picioare. Asta voi spune întotdeauna și am încurajat și mă doare de cei care mă vârfesc și mă înjosesc și nu mă primesc în biserici mulți lideri, că nu știu ce sora asta, dacă eu greșesc în ceea ce spun, că învăț surorile să vină la intimitate cu Domnul ca și Maria, aceasta este cheia biruinței și a succesului într-o familie sănătoasă, să poți să-ți iubești soțul și să-l ierți indiferent ce face, pentru că tu te conectezi cu Domnul și dragostea Lui este în tine și tu ești gata oricând să ierți și să iubești, indiferent cât de mult te-a rănit și te-a jignit. Pentru că nu mai ești tu, e Hristos în tine și Hristos totdeauna iartă și iubește și se sacrifică. Aici este un loc unde îngeri vin. Te-ai gândit vreodată câți îngeri ai, slujitori? Bazat pe versetul de la Evrei 1:14, căci îngerii sunt duhuri slujitoare pentru cei ce au mântuirea. Atâția îngeri avem, gândiți-vă că în momentul când Lucifer a fost aruncat pe pământ, a fost aruncat cu o treime din îngeri. Deci avem de trei ori mai multă putere noi, îngeri, decât demonii, că nu s-au mai creat, nu s-au mai făcut alții. Cum spune cuvântul și copiii îngerilor văd pururea fața Tatălui, cel puțin doi îngeri, cel puțin doi îngeri sau mai mult are fiecare persoană, care
ne protejează, care ne ajută, dar îngerii nu intră în acțiune decât în momentul când noi ne rugăm și ne rugăm ce spune cuvântul. De aceea, aduți aminte, nu e singură cât de mare ar fi problema din cazul tău. De a ști de câte ori, am mulțumit Domnului că mi-a dat prin revelație, Doamne, îți mulțumesc de îngerii tăi protectori, că sunt pe ierarhii, am eu un studiu despre îngeri și încă aștept mai multe revelații și aștept să mi se arate un înger, mie personal, mi-a spus Domnul, aștept momentul, dar am studiat despre îngeri, câte ierarhii de îngeri sunt. Sunt tot felul de îngeri care vin cu protecție, îngeri de urgență, îngeri cu vindecare, îngeri cu pace, îngeri cu provizii. Sunt atâția care noi nu realizăm că Dumnezeu lucrează prin îngeri ca să ne aducă nouă ajutor. Și sunt îngeri de protecție. Zic, Doamne, din toată mi-a dat Domnul revelație de câte ori am fost ferită de accidente, căci îngerul Domnului a tăbărât. Că mă rog aproape în fiecare zi când merg cu mașina. Doamne, suntem binecuvântați la venire și la plecare de acum și până veac. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul ce se tem de și scapă din primejdie. Trebuie întotdeauna să te gândești și chiar dacă poate să întâmple ceva, este o binecuvântare acolo. Dar roagă-te întotdeauna, fii conștientă de îngeri. Când am plecat în misiunea și am zis, Doamne, primul an, acum 10 ani de zile, și am zis, Doamne, România, știam cum este traseul în România și luptele demonice, accidentele care sunt acolo, slăvit să fie Domnul și Domnul mi-a dat din start, cere garda mea regală, te va însoți de night oriunde vei merge. Și întotdeauna acea asigurare, am spus, Doamne, cer garda ta regală să mă însoțească. De ce? Nu e mândrie, ci este o confidență în Dumnezeu, o încredere neclintită, suntem ambasadori ai cerului. Chemați de Dumnezeu, comisiune pe acest pământ, Dumnezeu nu te lasă. El este lângă noi, El ne-a păzit întotdeauna în acești 10 ani, n-a fost decât odată un mic accident, ceea ce Dumnezeu l-a îngăduit, că eram într-o parcare, pur și simplu, mergea soțul foarte încet, aveam o mașină închiriată, un van destul de mare și când a fost să facă stânga, cineva a intrat drept în roată și i-a rupt bara de direcție. Noi am văzut că făcea gălăgie. Urma a doua zi să mergem la Brașov, care știți, de la București la Brașov, de la Ploiești, sunt numai serpentine, la Predeal, la Sinaia. Și am simțit atunci din partea Domnului că Domnul a îngăduit asta, că dacă noi mergeam prin toate serpentinile, bara de direcție se rupea, dacă s-a rupt doar la o mașinuță mică, a intrat în roată și s-a rupt bara de direcție. Imaginează-ți prin toate serpentinele de la Predeal Sinaia până la Brașov, puteam să mergem în prăpastie, că după aia de next day noi plecam în Africa misiune. Diavolul încerca să facă ceva, dar Domnul le-a întors toate spre mine. Am plâns puțin, m-am supărat puțin, zic, Doamne, este după 2 luni de misiune, zi de zi, era ultima zi de misiune la Câmpina și la Brașov și aici, într-o mică parcare, că făceam un shopping pentru Africa, să mergem acolo la un magazin mai mare, să facem cumpărături și acolo s-a rupt. Normal că m-a bufnit plânsul, m-am supărat pe Dumnezeu, că asta e prima reacție, de-aia dați ok, Domnul nu te înțelege. Și momentul acela am zis, Doamne, a trebuit să sun, să vină, să ia mașina, am rămas fără mașină, sună la fratele meu din alt oraș, să vină și să vedeți ce frumusețe a făcut Domnul, că am zis, Doamne, nu mai înțeleg. Apoi am zis, Doamne, eu te lau și îți mulțumesc, toate lucrurile lucrează spre bine a celor ce te iubesc. Eu te iubesc, eu știu că ceva bun de aici va ieși. Și Marian între timp a plecat cu ceilalți la poliție și mai mult acolo, eu stăteam singură, mă rugam, vine și fratele meu, am mutat toate bagajele, mașina lui, ca să mergem mai departe în călătorie. Și ce credeți că în momentul când cei doi care a fost mașina care ne-a accidentat, eu am zis să mă duc la mașină să iau o carte să le dau. Erau nepocăiți, zic, dar de ce? Să prindem orice ocazie. Soțul meu tot timpul le-a predicat până la poliție și înapoi, suntem misionariu de astăzi spre Domnul, nimic nu e întâmplător și m-am dus la mașină să iau și am luat o carte și în momentul acela am uitat cheile mașina și mașina lui s-a închis automat. Zic, Doamne, era 10 noaptea, Doamne Iisuse, nu una alta, acum, oare ce se întâmplă? Fratele meu atâta s-a supărat. Aoleo, ce mă fac acum? Trebuie să sparg geamul. Măi, taci din gură, hai să lăudăm pe Domnul. What? Cum să laud pe Domnul acum? Uite-te, poate Domnul vrea să te oprească să nu te duci. No. Don't say like that. Știu sigur că e planul Domnului, dar diavolul vrea să mă oprească să n-ajung acolo și pune piedi și descurajare și așa mai departe. Nu, zic, eu mă încred în Domnul. Hai să lăudăm. Eu am început să laud pe Domnul, să preamăresc pe Domnul și soțul meu e foarte deștept, dar așa când vede o problemă, el zice, nu ne uităm la problemă, hai să căutăm soluția. S-a stricat frigiderul, s-a arăcat, imediat vine cu soluția și imediat se rezolve. Trebuie să fie o soluție aici. Care e soluția? S-a gândit puțin, zic, stai puțin, mă duc în magazin, a cumpărat un umeraș și a văzut el odată la cineva care a băgat cu umerașul și a descuiat mașina. În același moment, mă sună telefonul, o soră din România care doar odată o văzuse. Ce faci, Rodica? Zic, ei, nu mă întreba unde sunt eu acum, dar l-au pe Domnul. Și atunci îmi spune, zice, nu știu de ce Domnul mi-a pus pe inimă să-ți dau niște bani, să-ți trimit niște bani, dăm contul. Toată cheltuiala când ne-a costat pe noi cu mașina și asta erau vreo 500 de euro. Și când m-am uitat în cont, fata asta pusese 500 de euro.
Vreau să zic frumusețea lui Dumnezeu, inclusiv în așa zisele circumstanțe negative care te scoate din zona de confort. Dar vă spun, în ambele conferințe unde am fost, au venit persoane la mine care au venit special din Europa, special să întâlnească cu mine, să se mărturisească, să deschide, să mă rog. A fost așa o mare cercetare, toate surorile spunea, pentru mine ai venit, pentru mine ai venit, pentru mine ai venit. Zic, am știut eu că ceva bun urmează, că de-aia diavolul pune piedici. Ce vreau să spun cu aceasta, deci vedeți, îngerii Domnului tăbărește. Chiar dacă nu i-am înțeles, eram sigură, dacă așa de ușor s-a rupt acea bară de direcție, vă dați seama că puteam și Dumnezeu a zis, nu, stai puțin. Și apoi am plecat cu bine în Africa și așa mai departe. Mai avem, acolo este locul unde plănuim viața, chiar afaceri, chiar business-ul, acolo în genunchi. Doamne, descopere, care-i planul tău, care-i voia ta? Doamne, dăm gândul tău, dăm planul tău, sau tu deja ai în inima să deschizi un business, deja ai o inimă să muți, să te muți în altă oră, sau să faci planul cu Dumnezeu, fă-le cu Dumnezeu acolo. Și stai și ascultă în tăcere cuvântul lui, vocea lui care poate să-ți vorbească prin cuvânt, ție personal, într-un fel sau altul. Aici este locul în care vii la Domnul când ești cu poși și rugăciune. V-am mai spus, am cartea despre poși și rugăciune, care n-ați luat-o, vă va încuraja foarte mult cât de important este și postul. Avem nevoie o zi, două, cinci, zece, douăzeci, cât de mult poți să duci postul cu apă, cu fructe, cu apă și lămâie, când te duci mai multe zile. Te va ajuta așa de mult din toate punctele de vedere. Eu am văzut în viața mea ce schimbare radicală și câte răspunsuri la rugăciune am avut datorită postului și rugăciunii, bineînțeles. În același timp, aici este locul miracolelor. Aici, în rugăciune, tu deja trebuie să-ți vezi miracolul pentru ca, la care te rogi. Chiar dacă v-am spus, nu vine mâine, nu e nici poi mâine, dar deja trebuie să-ți vezi copilul, deja stâlp în casa Domnului, să-ți vezi deja soțul schimbat și transformat. Deja aici trebuie să vezi vindecarea, aici. Aici începi să vezi cerul și vezi ceea ce Dumnezeu are în plan pentru tine. Totul aici se formează, în locul acesta tainic al rugăciunii. Aici este locul închinării adevărate. După ce stai de vorbă cu Domnul și comunici cu Dumnezeu, învață-te să stai în tăcere, i-aduci Domnul în aceeași timp închinare. Și doar îl auzi, fie la începutul rugăciunii, fie la mijloc, fie la sfârșit. De multe ori mă opresc brusc din rugăciune și doar când, slavă ție, Doamne, minunat ești, Doamne, măreț ești, Doamne, aleluia. Și simt cum Duhul în mine începe să cânte în limbi, cânte în cuvinte care știu, melodii care nu le-am mai cântat poate de 30 de ani sau 40 de ani, care mi-aduc aminte din copilărie și nu le-am mai auzit, nu le-am mai cântat. Erau acolo și Duhul atunci a început să le cânte. Sau melodii noi care nu le-am auzit niciodată, nicăieri, atunci le-a format Duhul. În noi este dar de creativitate. Deci creează new melody. Să-i cânti Tatălui tău, iubitului tău mire, Domnul Iisus, doar prin puterea Duhului Sfânt. Dar vedeți, toate acestea se face prin Duhul Sfânt. Este un alt subiect, destul de mare. Dacă mai vorbim altă dată despre aceasta, fără Duhul Sfânt nu faci nimic. Duhul Sfânt revelează, Duhul Sfânt se roagă prin tine, Duhul Sfânt mijlocește. Și acum putem merge mai departe, lista poate să fie mult mai mare, mai puternică. Ce vrem să mai știm lucruri importante despre rugăciune, care poate le-ai știu sau nu le-ai știu, dar care Duhul Domnului astăzi se revelează, să ne rugăm punct ochipul lovit. Bazat pe cuvântul Domnului, n-am acum exact versetele, Domnul Iisus zice, stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi, da? În Roman, capitolul 8, ne spune că Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Deci avem pe Domnul Iisus care mijlocește pentru noi și Duhul Sfânt. Noi trebuie să fim a treia persoană în agreement ca să ne rugăm, precum în cer, așa și pe pământ. Absolut tot ce noi, ce se întâmplă pe pământ, este scris în cer. Bazat pe versetul de la Psalmul 139, la versetul 15-16, în cartea ta sunt scrise toate zilele mele. Deci, înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a scris o carte în dreptul tău. Cine să fii, unde să te naști, ce trebuie să faci, ce destin ai, ce daruri, câți copii și așa mai departe. E foarte greu că mulți zicea, doare bărbatul e cel de la Domnul sau mi l-am ales eu? De ce m-am despărțit? De ce? E greu de spus, nu am răspuns. Dar mai știu un lucru, căci dacă Domnul într-adevăr ai avut o relație cu Dumnezeu și nu ai fost condusă doar de sentimente, te-ai îndrăgostit de El și atunci nu mai judeci. Dragostea e nebună, da? Niște fluturași care nu vezi, cum am spus la el, nimic greșit, nu te interesezi viața lui, trecutului, păcatele lui, nu-l pui la test ca să vezi viața lui.
Ești îndrăgostită lui Lea, ești tânără, n-ai minte prea mult și atunci faci pasul. Și după o lună sau un an sau mai mult încep problemele, pentru că lucrurile care au fost în inima lui n-au fost niciodată rezolvate, vindecate, eliberate, traume, dureri, mânie, răutate, gelozie, frustrare, fie în tine, fie în el. Și ajunge la despărțire. Domnul nu vrea despărțirea. Chiar dacă, să zicem, ai luat o persoană care, nu știu, că zici că n-a fost în planul Domnului, dar, prin cuvântul Domnului, amândoi trebuie lucrat și prelucrat ca să ne sfințim, să ne apropiem de Dumnezeu, firea noastră să moară, mă duc și caut counseling, mă duc și la conferințe, mă duc și studiez cărți, pe Google și pe YouTube avem toate informațiile posibile pentru orice problemă, fără să dai bani, dar trebuie să te pui serios pe treabă, trebuie cu adevărat să cauți, cu adevărat ca să fii liber și să înțelegi ce înseamnă adevărata căsnicie și cum trebuie să respecti sau să iubești soțul, soția, deci din ambele părți să fie colaborare. Cât timp este mândrie, răutate, ce mă vezi după mine, tu stai așa, deci are niște întărituri care greu ies de acolo. Și știu că spunea cineva, și încercam să conciliez un băiat care vorbea cu o fată în sfârșit și mă întreba, oare e voia Domnului? Și zic, spune-mi puțin despre tine, despre ea, și el spunea că, uite, nu știu cu cine vorbește și încerca să o controleze. Și zic, fratele meu, dacă de acum tu controlezi și n-ai încredere în ea, deci cu cine vorbește la telefon, cine prietenii pe Facebook și așa mai departe, căsnicia va fi dezastru, pentru că tu trebuie să fii liber. Tell-mi puțin despre tine, despre părinții tăi, că la fel și taicuți au fost controlling și gelos și așa mai departe. Și cunosc persoane care o soră 20 de ani a fost chinuită de soțul ei care avea duh demon de gelozie, care o controla și în magazin stătea în spatele ei la 2 metri, dar să nu spune, trebuia cu FaceTime să se ducă oriunde, o și bătea. Săraca femeie, nu știu cum a rezistat atâția ani de zile, zic, el e posedat demonic de acest duh. El era chinuit tot timpul, avea impresia că înșală, dar ea, săraca, era atât de sinceră și cu copii mulți. Vreau să zic, deci trebuie să vezi dinainte și să realizezi și ai nevoie de poți, de rugăciune și de înțelepciunea Dumnezeu ca ei să fie schimbați. Și e bine, fetele care sunt tinere deja dinainte să știți acest lucru, sau voi, că un băiat îmi spune și se plângea de următoarea nevastă, că e frustrată, că e nemulțumită, că e nervoasă tot timpul, că face tot felul de fel de fițe și figuri și așa mai departe, cum să mă căsătoresc cu ea? Și am spus, spune-mi puțin despre ea. Na, are probleme cu tatăl ei, are neiertare, zic, până nu-și rezolvă problemele, nu face pasul. A făcut pasul, s-au căsătorit, au 5 luni de căsătorie și acum pot să divorțeze. Da, și din nou încerc să-i ajut cât pot de mult să nu facă acest pas. Deja aia vreau să spun, este așa mare nevoie ca să avem revelația Dumnezeu, să știm cum să ne rugăm precum în cer, așa și pe pământ. Cum e rugăciunea Tatăl nostru? Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău. Deci vedeți cum Domnul Iisus este singurul care a venit să ne descopere pe Tatăl. În Vechiul Testament, dacă de 5 ori este menționat, că Dumnezeu spunea, aș fi vrut să fiu Tatăl vostru. Dar în momentul când a venit Domnul Iisus, prin moartea și învierea Lui, ni l-a descoperit pe Tata și ne spune să ne rugăm Tatăl nostru, e al nostru, al tuturor, îl împărțim, cu alte cuvinte, fiecare. Nu contează națiunea, nu contează culoarea, nu contează țara, e același Tată pentru toată lumea și ne-a învățat Tatăl nostru, nouă. Asta înseamnă că Domnul ne vrea să fim o familie, să fim în unitate, să fim în dragoste, să ne iubim și să realizăm cine este El. Și apoi spune, sfințească-se numele Tău. Cum am spus ieri, când momentul când realizezi că Dumnezeu e tăticul tău, păi nu mai poți decât începi cu adorare, cu sfințenie, cu laudă și mulțumire și apoi ce spunem? Sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și întrebarea mea este, de unde știi tu care e voia Domnului? Care este în cer? Precum în cer, așa și pe pământ, să se facă voia ta. De unde știi tu care e voia lui Dumnezeu? Ca tu să o cer now. În biserica ta, în familia ta, la serviciul tău. Aici avem nevoie de Duhul Sfânt, aici avem nevoie de locul tainic, în care stăm în prezența Domnului și prin revelația Duhului Sfânt, prin revelația care ne-o dă prin Duhul Sfânt, prin vorbirea în limbi, prin cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, primim cum să ne rugăm. Și vin înaintea Domnului, Doamne Iisuse, ce te rogi tu acum? Duhule Sfinte, ce scrie în your books about me? Cum trebuie să mă rog? Ce scrie, Doamne? Revelează-mi și poate atunci auzi un verset. Atunci poate Domnul te pune să asculți o predică care e exact ceea ce tu vrei. Într-un fel sau altul, Dumnezeu în credincioșia lui îți descopere să știi cum să te rogi. În niciun caz nu aici pe locul negativ. Doamne, să nu cumva să se întâmple. Doamne, nu lăsa să vină necazul peste copiii mei. Nu, aia nu e rugăciunea. Domnul te pune pe locul credinței. Și Domnul spune, ia Biblia și luptă-te și declară ce spun eu.
Și Domnul atunci îți dă un verset sau mai multe. Un alt lucru care să știi cum să te rogi, poate pentru soțul tău, copilul tău, pentru tine, și încă nu vezi, este acesta. Adu-ți aminte ce cuvinte a primit copilul tău la binecuvântare, ce profeții ai primit tu personal, ce revelații ai primit personal de la Domnul, care pentru tine sunt undeva scrise, scrieți-le. Și vii înaintea Domnului, te pui pe acolo pe genunchi și ți-aduci aminte, Doamne, eu asta știu despre copilul meu, asta a fost dorința mea, asta a fost rugăciunea mea, asta a fost binecuvântarea lui. Doamne Iisuse, eu cred în cuvântul Tău care spune, de exemplu despre copii, cum spune la Isaia, în care zice, copiii tăi vor fi ucenici ai Domnului, mare va fi propășirea lor și toți vor vedea lucrul acesta, că sunt sămânță dumnezeiască. E promisiune divină, ia-o și spune Domnul în fiecare zi. Te duci mai departe, la Isaia 45, cu 20 și la 22, zice Domnul, se poate lua preada celui tare? Da, zice Domnul, că eu însumi mă voi lupta și vă aduce pe fiii tăi înapoi. Vină cu cuvântul înaintea Domnului, că e soțul, că e soția, că e copilul, că e indiferent. Vină cu cuvântul și te rogi cu cuvântul și pui îngeri în acțiune. Îi trimezi la treabă, le dai geaburi la îngeri ca să lucreze. Chiar dacă nu vezi mai răspuns. Doamne, de acum înainte, asta să-ți fie rugăciunea. Doamne, ce scrie în cer? Care e planul Tău pentru viața mea? Unde să mă duc? Ce să fac? Câți bani să dau? Am absolut tot. Doamne, sunt în prezența Ta. De multe ori nu trebuie neapărat să auzi o voce. Inclusiv conștiința, intuiția dinăuntrul tău îți spune ce trebuie să faci. Eram într-o circunstanță că Domnul ne învață mai multe trepte în relația cu El și eram acum un an sau doi ani când vreau să iau și copiii și nu știam sigură, Doamne să-i luăm, să nu-i luăm, e foarte greu, îi chinuiesc zi de zi, zi de zi în alt oraș, în alt oraș, Doamne ce să fac? Și eram confuză, Domnul nu răspundea nimic. Doamne, răspunde că trebuie să iau biletele de avion. Doamne, răspunde, n-auzeam niciun sunet, nicio voce, niciun îndemn, nimic, nimic, nimic. Eram așa, parcă într-un teren neutru. Și atunci, finally, Domnul spune, însuși timpul îți va arăta. Cum adică, Doamne, timpul? Ok, săptămâna viitoare întreb copii, mami, vreți să mergeți, mami? Și de data asta, până atunci, a zis, nu, 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 nu. De data asta, cumva spunea... Eu știu, deci era balanța, era 50%, zic, ok. Am mai trecut o săptămână și din nou am primit pace înăuntru meu. Am început din nou să mă rog și când am întrebat din nou, mami, ce facem, mergem împreună? Da, mama. Și imediat atunci am înțeles. Deci a trebuit să treacă un timp, circumstanțele vieții, timpul, El însuși îți va arăta ce trebuie să faci. Nu intri în agitarea, Doamne, de ce? Doamne, spune, Doamne, fă. Nu, 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 rămâi în pace. Asta e mare secret, în pace și odihnă. Este răspătirea ta, este biruința ta, într-o pace și odihnă continuă. Ai nevoie de această pace. Încredere neclintită, că Domnul ne spune să ne odihnim sub aripile Lui. Biserica trebuie să ajungă în acest loc de odihnă, care nu mai agitare, numai firea se agită. Vedeți, când vin încercările în viața noastră și ne rugăm și nu vedem nimica, când ești lovit și atacat de oameni, de demoni, de circumstanțele vieții, sunt două lucruri la care noi trebuie să ne gândim. Unu, din nou repet, când suntem pe terenul fricii, al firii, reacționă. Și imediat te rănesc, te jignesc, te bârfesc, îți vorbesc de rău, că m-ai rănit. Deci reacționez în fire. Când ești în Duhul, trebuie să fii în liniște, auzi sau simți o atingere a Domnului și tu atunci răspunzi in love and wisdom. E diferență să reproșezi și să reacționezi, căci fii sigură 100% și cu soțul în familie, când ceva a zis, ai reacționat. Nu, păstrează-ți calm, rămâi în liniște și apoi tu răspunzi un cuvânt de înțelepciune și de dragoste. Dacă nu ești încă ready și nu simți acea pace înăuntru tău, don't say anything, nu zice nimic. Pentru că în momentul acela diavolul e la lucru și vrea să ducă tulburare, agitare și începe fighting în familie. Învață să fii deșteaptă, învață să taci, dar îți trebuie timpul ăsta cu Domnul ca să primești putere, că dacă ești o fire mai iute și mai așa, și începe ceapa și începe discuția și dăm din gură și ce facem? Atragem toate ducurile familiei și greu mai ești acolo, tulburată, supărată, rănită, tu rănește, că și cuvintele sunt ca o sabie care rănesc adânc. De ce să nu ne folosim înțelepciunea? De ce să nu pun firea mea pe cruce? Să realizez, adu-ți aminte întotdeauna, voi n-aveți de luptat împotriva cărnii și sângelor, ci a ducurilor necurate, principalete și căpetenii care vin împotriva ta.
Cum adică soțul meu, copilul meu are demoni? Nu, asta am vrut să spun. Este o influență care vine. Pentru că găsește ușa deschisă la noi și vede că eu am mândrie, vede că eu am răutate și cumva diavolul știe unde sunt vulnerabile și exact acolo vine și acolo tu ricoșezi, cu alte cuvinte, acolo tu începi să rănești, reacționezi în fire, nu acționezi în Duhul, nu răspunzi în Duhul. Îți trebuie un timp de gândire, de meditare, să ajungi să fii puternic în direcția aceasta. Și de aceea zic, gândește-te întotdeauna, Doamne, sunt în prezența Ta, cu situația în care sunt acum. Eu vreau, Doamne, învață-mă cum să mă rog. Dă-mi Tu cuvântul Tău. Pune muzică, o altă secret, atât de frumos este. Pune-ți muzică de închinare. Acum că știi și engleza, sunt atâtea și atâtea melodii, te duci pe YouTube, numai instrumental music, în care sunt cântările creștine care le știi și care nu le știi. Sau numai pian, deci soft. Chiar și cântări de închinare sunt atâtea și atâtea melodii. Pune-l surdină și stai quiet înaintea Domnului și spune, Doamne, vorbește-mă în aceste momente. Vorbește-mi prin cântarea aceea. Vreau să meditez la ceea ce am citit acum. Cum se aplică în viața mea și rămâi liniște? Și atunci Domnul, într-un fel sau altul, începe să-ți vorbești, că am spus mereu. Eu n-am nimic împotriva prorocilor, Dumnezeu a lăsat ofisul de proroc. Da, pentru că ești fiică de Dumnezeu, trebuie. E must să auzi vocea Domnului. Pentru că e tatăl tău. De ce să te duci la vecina să-i spui? Vecină, vrei să vii să întrebi pe tata dacă are să-mi dea niște bani? Vrei să-i vorbești cu tata să-mi răspundă la mie la întrebare? Ce zice tatăl tău? Dar de ce nu vii să vorbești cu mine? Trebuie să duci la vecina. Ce zice Domnul Iisus? Când vede că fugim după proroci, ia să vedem, poate ne spune ceva. Ia să vedem ce are pentru mine. No, stai înaintea Domnului. Dacă Domnul vrea să vorbească, praise the Lord. Dar vreau, nu second hand, vreau direct să-mi vorbească mie. Că și atunci poți să ai doubt, sau poate bagă frică în tine, că ai o prorocie care nu înțeles sau e negativă, bagă o frică în tine. By the way, am spus, orice prorocie care aduce frică nu e de la Domnul. Domnul nu aduce frică. Frica e de la diavol. Depinde percepția cu care o ai sau percepția care prorocul spune. Și de aceea sunt mare dureri și suferințe în trupul lui Hristos, pentru că nu se cunosc niște adevăruri prin revelația Duhului Sfânt și a dragostei lui Dumnezeu. Dacă doar spui ceva de la Domnul cuvânt și nu-i dragoste, aia pute, miroase greu și rănește. Domnul nu vrea asta. Domnul întotdeauna încurajează, întărește și binecuvântează, te atenționează cu ceva, dar nu-ți aduce frică, din contră. Dacă iar aduce frică, poate la mine e problema, că eu nu sunt pregătit, eu nu sunt în Duhul, eu n-am o maturitate și dacă vine, ce se întâmplă? Accident și așa mai departe. Nu, Domnul nu vrea asta. Domnul a vrut să spună, să te atenționeze. Vino aproape de mine, caută fața mea, încrede-te în mine, că n-am decât un viitor și o nădejde pentru tine. Eu n-am venit să nimicesc, am venit să întăresc, am venit să te ajut, încă mai e har, încă am milă de tine, încă te iubesc, am planul pentru viața ta și încă nici n-ai intrat în destin. V-ați gândit vreodată la aceasta? Dumnezeu pentru fiecare din noi, de când ne-a creat, ieri a pus un destin pentru viața ta, ce să faci, în afară de mamă sau de soție. În afară de asta, nu am timp acum, dacă e după pauză, aș vrea să vorbim puțin despre asta, care vreți să mai stați încă puțin. Ce mult contează să știi cine ești, ce te-a creat Dumnezeu să fii. Ești o ambasadoare a cerului, ești o viță roditoare, ești în armata lui Dumnezeu, ești o știre de femei care aduc numai vești bune. Te-ai gândit vreodată la aceasta? Ești chemată pentru lucrări mari, extraordinare, datorită nu ție acești, a lui care este în tine. El face numai lucruri mărețe, el face numai lucruri puternice, el face numai the best. De ce? Asta e caracterul lui Dumnezeu, care este în tine dacă lași. Și atunci oriunde tu vei merge, tu ai porți influența și gloria lui Hristos, care atinge, schimbă, transformă, care atrage, nu respinge. Nu vii cu învățături de nu te duce, nu lua, nu fura, nu gusta, pentru că îi depărtezi pe toți. Și din contră vii cu înțelepciune și cu dragoste și atragi lumea la Hristos și apoi începe apoi trainingul. Și el singur, sau prin revelație, sau cu dragoste, știe ce trebuie să facă și ce să nu facă. Înțelegeți? Este o vreme în care trebuie să ne ridicăm. Este o vreme în care biserica trebuie să iasă dintre cele patru ziduri. Asta nu înseamnă că îți părăsești biserica, ba da, venim aici, ne încărcăm, ne echipăm, îl onorăm și worship God și apoi încărcată cu puterea lui Dumnezeu, mergem unde Domnul ne trimite pe fiecare, în mediul tău, în casa ta, vecinătatea ta, geabul tău, să-L arăți pe Hristos.
Că vine vremea când Domnul spune, ce ai făcut pentru mine? Care, unde sunt rodul care mi se cuvine? Dacă eu te-am salvat pe tine, de ce nu te-ai gândit că prin tine am zis, duceți-vă să faceți ucenici? De ce nu te-ai gândit și la celălalt care e în păcat, care e moarte, că se duc sute de mii pe zi, se duc în iad? Cât de mult îți pasă de ei? Până n-ai iubirea Domnului, nu-ți pasă. Până n-ai iubirea lui Hristos în viața ta și nu ești în locul acesta tainic al intimității cu Dumnezeu. Mă gândesc doar la mine, casa mea, banii mei, afacerea mea și așa mai departe. În momentul când te atinge dragostea Domnului, în toate lentilele acestea firești, nu mai sunt. Și nu știi cum să faci, să-L iubești mai mult pe Domnul, să-L asculți și să faci voia Lui, să ajuți pe alții. Dumnezeu a spune, a dat tot ce a avut mai scump să ne răscumpere pe noi. Hristos a dat tot ce a avut mai scump, viața Lui, să ne răscumpere. Acum noi suntem o sămânță de urmași, moștenitori împreună cu Hristos. Tu ce dai? Tu ce dai pentru alții? Dacă dai pentru alții, tu dai pentru Hristos. În primul rând e timpul care îl dai lui Dumnezeu în rugăciunea ta pentru alții care îi cunoști și care nu-i cunoști. Cât de mult te rogi în rugăciunea ta intimă pentru tine și cauzele tale și cât de mult te rogi pentru alții. Iubirea aceasta lui Dumnezeu este în primul rând să-L iubești pe Dumnezeu și apoi iubește-i pe toți. Dacă nu-i iubire în familie și în dragoste, nu există nici iubirea pentru Dumnezeu. E clar, bazat pe Biblie. În momentul când ai iubirea aceasta pentru Dumnezeu, automat este pentru toată lumea. Nu numai cei care te iubește, ci pentru dușmani, pentru toți care îți fac rău, pentru toți care nu merită. Ți-e milă de negri, ți-e milă de musulmani, ți-e milă de criminali, ți-e milă de prostituate, ți-e milă de toți. Dumnezeu pe toți El le-a creat. Ei sunt făptura mâinii lui Dumnezeu, care au căzut pradă vrășmașului. Și Dumnezeu ne echipează pe noi să mergem să-i ajutăm, să mergem să plângem cu ei, să-i ajutăm. Spre slava Domnului spun, primesc atâtea mesaje pe Facebook. Spre slava Domnului, deci nu eu, este El. Dar cu cât timp tu petreci Dumnezeu în rugăciune, cu atât influența ta se lărgește până la marginea pământului. Eu n-am vrut asta, n-am cerut asta vreodată. Dar cu cât am petrecut timp cu Domnul, am văzut cum Domnul deschide uși pretutindeni. Pe Facebook, pe harul Domnului, am mii și mii de persoane care mă urmează și încerc să scriu zilnic, acum că sunt plecată, nu pot, nu am timp. Dar multe, multe femei și bărbați care îmi scriu și multe s-au pocăit prin Facebook. Vreau să-L caut pe Domnul, unde să-L găsesc? Vreau să mă pocăiesc, dar nu știu unde. Trimite-mi Biblie, le trimite imediat, am conexie în România, fii atentă, dă-mi adresa, trimite cărțile mele, trimite Biblia, trimite aia, du-te la biserica aia, le pun în conexie cât pot, că nu le pot face pe toate. Avem nevoie de echipă. Adina nu putea să facă totul dacă nu era sora cu aranjamentul, sora pentru mâncare, sora cu tare, deci fiecare trebuie să fim în echipă. Trebuie să creăm ucenici. Avem așa mare nevoie. Sunt unele care le fac numai eu, dar avem nevoie unii de alții. Și m-aș bucura din câte strigăte sunt, vă spun, primesc sute și sute de mesaje numai cu strigăte a disperare. Soră, roagă-te pentru mine. Numai așa aud, văd. De cum deschid Facebook, atâta văd. Soră, am o cauză. Soră, roagă-te, ca și cum aș fi Dumnezeu. Zic, Doamne Iisuse, ai mirat, atâta plâng. Zic, Doamne, deci când citesc la fiecare problema, durerea, una mai grea decât alta. Și toți pocăiți. Ce-i de făcut? Și merg la biserică. Sunt de ani de zile. Și realizez că fundația e pe nisip. Și am mers la biserică ani de zile. Și când a venit furtuna, am căzut. Dar avem nevoie, nu judecăm. Avem nevoie să punem umărul. Am mai spus și acum de curând, am mai vorbit cu fete care mi-au scris, așa, încercau așa puțin câteva cuvinte, să spună anumite, am vise urâte și nu știu ce, și în felul ăsta am intrat în viața ei și, într-adevăr, multe fete care au fost orfane, abuzate, violate, bătute, folosite în prostituție și câte și câte, care nu pot decât să strig la Dumnezeu și să plâng când văd câte nedreptate, câtă suferință. Și când îi spuneam, sora mea, eu te iubesc, deja îi spuneam, soră, cum poți să iubești o mizerabilă ca mine, o păcătoasă ca mine? Zic, asta face iubirea lui Iisus. Nu face diferența că ești cea mai sfântă, tu ești creația mea, Dumnezeu are nevoie de Domnul. Să n-audă Dumnezeu. Nici să n-aud unde a fost Dumnezeu când am fost violată, unde a fost Dumnezeu când am fost bătută, unde a fost Dumnezeu când părinții m-au părăsit, de ce? Răspunde-i. Nu poți să-i răspunzi decât cu dragoste. Nu știu de ce, dar știu că Dumnezeu te iubește. Unde e iubirea Lui? Explică-i. Unde e iubirea Lui dacă îmi găduit atâtea traume în viața ta? Și de multe ori mă deschid cu traumele mele și atunci se face o conectare. Dumnezeu te iubește, toate lucrurile merg spre bine. Uită, iartă, nu poți să iert.
Cum? Alta a fost violată și a rămas gravidă de unchiul ei. Cum poți? Unchiul ei a devenit tatăl ei. Deci multe lucruri, deci nu știe lucruri groasnice ce se întâmplă. Și multe în biserică. Și atât de mult mi-a trebuit să petrec o oră și ore în șir. Din nou, nu eu, Rodica, e dragostea lui Dumnezeu pentru alții. Când am văzut câtă durere, câtă disperare. Acum am deschis doar Facebook-ul și tot o fac. Nu știu cum mi-a zis, dar rău, mă atacă. Știți cum? Ca și cum eu sunt obligată și zice, vrei să mă ajut sau nu? Uite, sunt chinuită de duc de băutură. Și de ce nu-mi răspunzi? Eu n-am mai intrat, că multe care nu sunt prietene, mi-intră într-o rubrică care din când în când dau de aia, nici nu știu să ajung la ea. Și acolo am văzut 100 de mesaje. Oh, Doamne Iisuse! Și aseară întâmplător am dat de ea și când am văzut ce disperată era, și de ce nu-mi răspunzi? De mine nu-ți pasă? Mă duc în iad în numele tău, că tu nu m-ai ajutat. Și multe și zic, draga mea, așa am să spun. Unu, n-am știut că mi-ai scris. Doi, n-am timp, sunt plecată. Trei, dar cine crezi că sunt eu? Dar spune-mi ce-i cu tine. Cauza ta are o rădăcină, are o problemă, te rog, spune-mi. Și cât pot de mult încerc să te ajut. Disperați, vreau să mă sinucid. Ce faci, sora mea? Vedeți ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu ca și tată personal? Ce înseamnă să ai locul tău tainic a rugăciunii? Nu mai trăiești pentru tine, ești gata de sacrificiu. Dragostea se sacrifică. Indiferent că încă problemă tu poate ai acasă sau la serviciul tău. That doesn't matter. Tu ești ready să ajuți pe alții. Cam un mesaj, căutați pe Facebook, pe internet, roditor în mijlocul suferințelor. Toate că tu ai o cruce grea poate acasă, ai lipsă, ai probleme cu soțul sau cu copiii sau boală, totuși poți să rodești. Cu mai multă afecțiune, diavolul zice, păi ia, uite ce zdrobită ești, uite ce probleme ai, uite Dumnezeu, și tu te-ai ajuns pe alții, aici este cheia, aici îl plesnești pe vrăjmași. În momentul când tu ești rănită, ești în suferință și totuși tu faci something pentru Domnul. Înțelegeți? Deci sunt tactice de a-l birui pe vrăjmaș. Poate încă n-ai acea credință de autoritate să poruncești demonilor să iasă afară, dar cel mai mult diavolul sunt chinuiți. Când tu nu te răzbuni, când tu nu ai cuvinte murdare și urâte, ci din contră, tu acționezi și răspunzi la joy and peace. Diavolul nu poate să counterfeit love. Multe le counterfeit și semene și minuni. Diavolul face și asta, semene și minuni. Dar dragostea nu poate să o copieze. Nu poate, n-ai cum să găsești un om rău, un om păcătos care să fake love. Adevărata dragoste nu se poate copia. În momentul când ai dragostea lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că am ajuns la perfecțiune, dar diavolul nu poate să stea aproape de tine. N-are cum. Domnul Iisus spune, stăpânitorul lumea acestea va veni, dar n-are nimic în mine. Domnul Iisus este una cu Dumnezeu, Domnul Iisus este dragoste. Ceea ce universul astăzi are nevoie, nu neapărat bani, neapărat credință, are nevoie de dragoste. Dar credința lucrează prin dragoste. Atâtea minuni s-au făcut în momentul când ai dragoste și ai milă și compasiune și bunătate. Mulți alergăm după daruri. Atâtea fete îmi scriu, Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt, ce dar să cer, am dar de prorocie. Stai calm, am zis, nu te agita, nu te bucura, că de ce? Darurile atrag, darurile te face famous, darurile te pune pe o poziție înaltă, spune și Biblia, dar darurile te poate duce în hell. Atâția care cântă, atâția care predică, atâția care vindecă, poate n-au o relație cu Domnul, e doar darul. Dar Domnul nu ia darul, de ce? Pentru că îi pasă de tine și să fii vindecată, mântuită, iertată, dar el sau ea se poate pierde. Vreau să căutați mai întâi de daruri, caracter, roada Duhului Sfânt. Cu asta vei rămâne și diavolul nu te poate atinge. Mai vin, bură, mai vin întoiel, dar Domnul te ridică imediat. Caracterul lui Hristos, lumea astăzi, aleargă după daruri, aleargă după semne și minuni și eu mă rog pentru aceasta și vreau să văd orbii că văd, surzii că aud, muții că vorbesc, handicapați, vindecați, leproși, curățați, morți înviați, demoni scoși afară, suflete se pocăiască, aproape daily cer Domnului lucrul astea. Pentru alții că îi văd în suferință și mi-e milă de ei și vreau să-i văd restaurați, da. Domnul a văzut că și pe Domnul Iisus alergau numai după pâine și după minuni. Dar când era vorba de dragoste, când era vorba de a petrece timp cu Domnul,
nu mai putea. L-au judecat, l-au răstignit, l-au părăsit, l-au vândut. Domnul astăzi caută o mireasă îndrăgostită, o mireasă luptătoare în același timp, care rezistă presiunilor vieții, care nu-i condusă de circumstanțele vieții, nu-i condusă de fire, de simțuri și nu merge prin vedere, ci prin credință. Și care ajunge să zică, Doamne, chiar dacă problema mea e mai gravă, I choose to praise you and to worship you and to trust in you. Aleg să te laud, să te preamăresc, să mă încred în tine, că și nimeni nu-i ca tine. Tu ești tot ce sufletul meu dorește. Am învățat în zdrobire, am învățat în umilință, în lipsă și în atac, să mă încred în tine, Doamne, să te iubesc, să mă jertfesc. Dacă tu îmi ceri viața acum, eu o dau. Dacă Domnul spune mor pentru San Antonio, eu aici sunt să mor. Pentru că nu mai aparțin mie, îi aparțin lui. Cel mai mult și ceea ce doresc ești tu, Doamne. Tu mi-ai dat viața, în tine umblu și mă mișc. Totul e de la tine, fără tine sunt nimic. Asta nu înseamnă că ești perfect, nu, mai am de prelucrat. Încă firea mai vine, Deli s-o pun pe cruce, dar Domnul imi-a mă ridică, imi-a mă încurajează și începe să-mi dea revelații cu privire la încercările vieții care văd, cum am spus, primesc atâtea mesaje și la fiecare, Doamne, dăm înțelepciune, dăm soluția care este. Și am spus cel mai mult că adevărul Domnul face și minuni. Hai să ne rugăm pentru tine să fii vindecat, hai să ne rugăm pentru soțul tău, hai să ne rugăm pentru copilul tău. Dar ce formează Domnul în tine? El vrea caracter. Căci dacă acum mă rog pentru tine și tu ești eliberată, dacă acum mă rog pentru tine și ești vindecată de cancer, dacă mă rog pentru tine și copilul tău a ieșit din droguri sau soțul tău din beție sau curvie și gata, tu tot acolo ești. E biruința mea, nu e biruința ta. Domnul zice, no, vreau ca tu să crești. Vreau să te ridici la un alt nivel, că viața aceasta va aduce alte atacuri. Diavolul nu doarme și vrea pe orice cale să ne distrugă. Dar când tu te-ai întărit în Domnul și ai știut cum să folosești armamentul, toată armătura și sabia, tu automat ești la un alt nivel. Tu deja ești aici, deja privești pe diavolul de la înălțime. Efeseni 2:6 spune, noi suntem așezați în locurile cerești în Hristos Iisus. Acolo e poziția noastră. Diavolul este sub noi. De aceea ai putere și autoritate asupra lui. De aceea de aici trebuie să ne rugăm cu Domnul Iisus și cu Duhul Sfânt. Diavolul nu te poate atinge. Dar ți-a trebuit un timp să crești ca să ajungi aici. Și de aici din treaptă în treaptă. Și nu mai ți-e teamă când viforul vine. Nu mai ți-e teamă nici când moartea vine. Doamne, e grea. E grea despărțirea de mamă, tată, soț, copil, ferească Domnul. Dar e acea bucurie. Tată, tu ești tatăl nostru. E la tine în cer, mătoare, dar unde e mai bine ca acolo? Decât pe pământul ăsta blestemat și numai cu probleme și încercări. Doamne, deci în toate Domnul stă pace. În toate încercările stă bucurie. În toate Domnul stă revelație ca să nu te agiți, să nu te tulburi. Dar a fost vremuri când m-am tulburat. M-am agitat, m-am supărat, am căzut. Dar Domnul ne duce, step by step, din treaptă în treaptă, din glorie în glorie, în care totdeauna cu El. E așa o frumusețe, surorile mele. Este așa o bucurie să poți să-L cunoști pe El. Moartea, învierea Lui, cum spune acolo la Filipeni 3:10, să fiu părtaș suferințelor Lui, să pot să simt ca El. Căci dacă sunt prea plină de mine, și totul merge bine, nu simți pentru alții deloc. Dar Domnul vrea să simțim pentru alții și vrea să fim ready pentru lucrurile care le are de făcut Dumnezeu în viața noastră. Încă nu s-a pus sfârșit în dreptul tău. Dar abia de acum poate începe un nou început și vreau să declar asta peste tine. Să intri cu adevărat în destinul care Dumnezeu l-are pregătit pentru tine. Dar și când intri în destin, poți să vin în calea ta. Lupte vor veni lei în calea ta. Aduceți-vă aminte de Samson. Dumnezeu l-a chemat o lucrare foarte mare. Da? Și înainte să pornească în lucrările mari care Dumnezeu le-a avut pentru el, primul lucru care Samson a avut de a face, ce a fost? A venit un leu în fața lui. Dar n-avea cu ce să se lupte. N-avea nici sabie, n-avea nici cioman, n-avea nici pușcă, n-avea nimic. Ce avea? Mâinile goale. Da. În lupta aceasta care noi trecem cu toții, cu mâinile goale, asta înseamnă încredere totală, dependență totală de Dumnezeu și Duhul Domnului este Cel care ne ajută să distrugem leii, urșii și așa mai departe. Dacă mergem puțin la
Numeri, capitolul 13 și 14, ne vorbește despre cele 12 iscoade trimise în țara promisă. Și vedem din nou frumusețea lui Dumnezeu, dar vedem de asemenea ce face Duhul de frică de care am vorbit aseară. Vin 12 cu rapoarte mari, strugure pe o prăjină, curge lapte și miere. Da, acolo sunt niște giganți. Ia gândești la tine, da, sora mea, sună foarte bine ce spui tu. I wish, I want, vreau să fiu acolo. Dar tu nu știi cauza mea. Dar tu nu știi ce soț am. Dar tu nu știi ce lipsa am. Dar tu nu știi ce copii am. Dar... Și vii cu giganții. Vii cu uriașii. Dar care a fost mentalitatea lui Caleb și Iosua? Deci, cuvântul spune în următorul capitol. Zice, Caleb avea un duh mai ales. Iosua a avut o perspectivă diferită. De ce? Ei au spus, noi suntem ca niște lăcuste comparativ cu ei. Da, într-adevăr, erau uriași pe vremea aceea. Și erau ca niște lăcuste și a intrat frica în ei. Dar ce a zis Iosua? No, nu vă temeți, nu vă răsfrătiți. Ei n-au niciun sprijin. Dumnezeu este cu noi. Îi vom mânca. Oare de ce a zis așa? Am stat și meditat, zic, Doamne, dăm o revelație. Pe vremea aceea și astăzi în Africa se mănâncă lăcuste. Iosua a auzit raporturi necredincioșilor și fricoșilor. Cum am spus ieri, fricoși și necredincioși, partea lor este în ea. Erau necredincioși și fricoși și s-au văzut ca niște lăcuste. Dar Iosua schimbă perspectiva, schimbă lentirele și vede diferit. De ce? Avea un Dumnezeu care avea o relație cu el și știa foarte mult ce a făcut Dumnezeu cu Moise mai ales. Și poporul acesta văzuse, dar încă n-avea o relație cu Dumnezeu. Tu poți să vezi minunile altora, dar n-ai tu relația ta cu Dumnezeu, de aceea că mine giganții și leinca alea ta ai căzut. Și atunci Iosua spune, îi vom mânca, Dumnezeu este cu noi. Înțelegeți cât de mult contează lucrul acesta, cum îl vezi pe Dumnezeu și ce relație ai cu Dumnezeu. Frica dispare, Dumnezeu se supără pe ei. De ce? Știți ce menționează mai jos? Pentru că nu s-au încrezut în Dumnezeu. Ce atacă Dumnezeu? Nu păcatul, ci necredința, care tot păcat este. Până când nu vă încredeți în mine și minunile care le fac? Până când? De ce? Nu aveau caracter. Minunii au văzut, dar n-au avut caracter. Cu toate minunile. V-am mai spus, am scris o carte, am avut amigdalitele de mică copilă, uite așa, infecție totdeauna, febră întotdeauna, că maica mi-a încercat să mi le spargă cu gaz și cu sare. Băgam mâna în gură, dar nu mai voi, nu știu ce chinuri, ce urlam și ce țipam. La 30 de ani când am ajuns în Canada, m-am intrat rău într-o infecție, tuse continuă, febră 40, nu aveam medical, nu puteam să merg la doctor, decât am și nu mersesem la pedicostal, eu nu știam de vindecare. Am zis, Doamne, vindecă-mă, Doamne, vindecă-mă. Tot așa am spus, până la 4 dimineața m-am dormit și la 8 dimineața m-am trezit fără nimic în gură. Nu febră, nu tuse, nu amigdalite, sunt seci. Din 1993 eu nu am probleme. A fost minune dumnezeiască să-L văd pe Dumnezeu, dar n-am crescut spiritual nici un milimetru. Tot acolo am fost. Minunile nu te cresc. Nu că nu agreiez, ba da, cum am spus, mă rog pentru minuni. Dar ceea ce spun mesajul în această zi este să crești spiritual, să lași pe Domnul să formeze caracterul său în tine prin circumstanțele negative ale vieții. Și apoi tu să te vezi ca un gigant și dușmanul ca niște lăcuste. Și mai dau și acest exemplu și apoi să încheiem. Gedeon de asemenea, cel mai mic, cel mai nesemnat. Și când Domnul cheamă, îi spune identitatea care Dumnezeu a pus-o în el. Domnul e cu tine, viteazule. Te vezi o vitează, nici atât, te vezi o lăcustă. Dar Dumnezeu ți se adresează și în această zi cu ceea ce El vede că a pus în tine, nu ceea ce te vezi tu, sau cu circumstanța vieții tale. Și îl duce Domnul. Și la poporul evreu era 32.000. Și Domnul a zis, sunt prea mulți. Spune-le la toți care le frică să plece. Câți au plecat? 22.000. Fricoși. Și până la urmă vedem că a plecat la luptă cu 300. Eu cred cu adevărat că sunteți și mă bucur pentru voi că ați venit, o rămășiță, nu mulți. Dar Domnul are special pentru tine. Domnul te-a adus special, nu ești. La Dumnezeu nu există coincidențe, nici accidente. Sunt programate de la întemeierea lumii. Dacă îți arată Domnul filmul lui, Dumnezeu te vei vedea cum ai fost programată să fie aici. Să auzi aceste cuvinte și acum urmează responsabilitatea ta. Să te pui serios, să studiezi, să te rogi. Să cauți fața Domnului.
Mult nu va mai fi. Nu știm. Chiar dacă a fost ales acest președinte, nu intră peste noapte, se pot schimba orice. Dar toți spun, răpirea este aproape. Poate necazul este aproape. Nu știm. Ce te faci? Am fost prea busy cu munca. Asta nu este o scuză. Pentru că Domnul te poate binecuvânta într-o oră sau într-o zi, cum poate binecuvânta pe alții într-o lună, dacă stai aici, la sfat cu Domnul. Dacă cauți mai întâi împărăția Lui și neprihănirea Lui, Domnul nu minte, spune, celelalte vor veni pe deasupra. Vei vedea binecuvântările cum vin. Când tu te concentrezi mai întâi la Dumnezeu, lucrarea Lui, Doamne, pentru ce m-ai creat? Doamne, care e scopul pentru viața mea? Indiferent ce cazi vin, ce lei vin, am învățat cum trebuie să biruiesc, cum trebuie să înțeleg, studiază, cum am spus, cumpără cărți, că de-aia mi-a zis Domnul să scriu, să fie mărturie, să te încurajeze, du-te pe internet, du-te la conferințe în stânga, în dreapta, nu pierde vremea, orice moment îl ai, petrece-l cu Dumnezeu, vorbește cu Dumnezeu, ia zile de post și rugăciune și ai să vezi ce va face Dumnezeu din tine. Și apoi, când te uiți în urmă, Doamne, s-a meritat și te lau pentru orice vale, orice încercare, orice suferință. Și ajungi să spui, cum spune la Iacov, capitolul 1, versetul 2, fraților, să vă bucurați când treceți prin diferite încercări. Ha? Să mă bucur? Da, căci Domnul formează noi răbdarea. Răbdarea este atât de importantă că ne spune mai departe, dacă pune și următorul verset. Când îți face desăvârșită lucrare, vom ajunge desăvârșiți și nu avem lipsă de nimic. Atât de mult lucrează, vedeți, roada Duhului Sfânt, să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ați gândit vreodată la această promisiune a lui Dumnezeu? Dar vine numai necazului. Cer răbdare? Nu cere răbdare, că Domnul îți dă necaz. Dar uite ce frumusețe, ce perlă este de acolo. Cum am spus, cartea și ultima carte pentru mine a fost o perlă care n-a fost în viața mea în urma suferinței, în urma luptei, în urma dezamăgirii și gata să renunți. Domnul zice, no, now is the time to do something else. Gândește la tine că ești gata să renunți la căsnicia ta, la familia ta, la jobul tău, la prietenie, la biserică. Doamne, ce ai în plan pentru mine? Vreau să mă întorc, să înțeleg voia ta, planul tău. Ce scrie în cer pentru mine ca eu acum să fac, Doamne? Diavolul, da, e ușor să zici renunți. No, te-am chemat să te lupți, cum mi-a zis Domnul mie. Nu te-am chemat să renunți. De ce? În tine e sămânță dumnezeiască. În tine am pus Dumnezeul, Duhul Dumnezeului Celui Preanalt. În tine e valoare. De ce? Te-am creat după chipul și asemănarea mea. Tu nu ești un rebut, tu nu ești un garbage. În tine e valoare. Stand up and run. Aleargă cu stăruință înainte. Luptă-te, lupta cea bună a credinței. Femeie, bărbat, nu contează cine ești. E sămânță dumnezeiască. În tine bate inima lui Dumnezeu. În tine bate sângele lui Dumnezeu. În tine e viață din Dumnezeu. În tine e valoare. Și Domnul nu vrea să rămâi doar un copilaș și nu vrea doar să fii o victimă când te-a creat să fii victorioasă. În fiecare clip a vieții tale, chiar dacă își căpătezi, El te ridică. Te apucă de mâna dreaptă și te călăuzește cu sfatul Lui. De ce? Te iubește. Are valoare, are un plan pentru tine. Atâta lume se duce în iad și are nevoie de tine și de mine. Are nevoie de noi, că e Tatăl nostru. Vrei tu să comunici cu ea? Vrei tu ca de azi înainte, în ceea ce Domnul ți-a vorbit aseară și astăzi, să încep o viață nouă? Eu una vreau mereu, vreau un nou început cu tine. Vreau mai mult din tine. Vreau să te cunosc mai mult. Nu-i cer Domnul întâi să fac ceva. Vreau să fiu. To be and to do. Aici e greșeala, că noi vrem de multe ori să facem ceva, dar ne lipsește această intimitate cu El. El e sursa vieții noastre. Din El ne tragem tot ce noi avem nevoie. Să avem o viață de biruință, să avem o viață de bucurie, în mijlocul încercărilor. Aici este adevărata credință. Nu, Doamne, mă duc și mă vei la toată lumea, uite ce necaz sunt, drag, da, e greu, știu, dar imediat am speranță. Ai, nu, tata meu are un plan extraordinar. O, oh, diavole, cât de mult încerci tu să-mi distrugi mie copiii, familia, soțul. O să vezi de 7 times more. De 7 ori mai mult Dumnezeu îl va ridica. Ai să vezi, mă lupt cu aceasta, cu credința, cu promisiunile Domnului. Și aceasta îmi dă mie siguranță, îmi dă mie bucurie, îmi dă mie credință și nu mai umblu toată ziua ca o victimă. Și cu self-pity. No! Avem un Dumnezeu cu adevărat. Ajunge cu teoria. Ajunge cu Dumnezeu după mintea și asemănarea noastră. În care nu vedem nimica. Este o vreme ca Dumnezeu să lucreze, dar noi nu i-am dat voie. Este vremea ca să avem o așa comunicare, comuniune și tot ce scrie Biblia să devină realitate pentru noi.
să intrăm în cuvânt, să cerem Domnului experiență, să cerem Domnului practică și să nu ne mai temem de nimica, că Domnul este cu noi, El este tăria noastră, El este scutul nostru, cetățuia noastră, Dumnezeul nostru în care ne credem. Multe ar fi de spus, aș vrea să ne ridicăm la rugăciune în aceste momente. Și să înțelegi că rugăciunea ta produce putere. Să realizezi că rugăciunea este un must, este o necesitate. Să realizezi valoarea rugăciunii, dar după standardele pe care ți le-am spus. Nu doar venim și hai să ne plângem tot timpul, hai la rugăciune și spunem de multe ori, ajută-ne, Doamne, să trăim rugăciune, comunicare cu Dumnezeu. E o comunicare cu Creatorul Universului. Este o comunicare cu Cel preanal, Cel preasfânt. Cel de, nu de trei ori sfânt, de mii de ori sfânt. Este o comunicare cu Cel care a zis și s-a făcut. Este o comunicare cu Cel care a zis, I am that I am. Eu sunt Cel ce sunt. Sunt tot ce Tu ai nevoie. Este o comunicare cu Cel care ne iubește și a dat totul pentru noi. Cu Cel care este izbăvirea noastră, vindecarea noastră, ocrotirea noastră, cetățuia noastră, turul nostru de scăpare. Doamne, ce minunat ești! Ce bogăție avem! Care toate miliardele de dolari din toată lumea nu se compară cu bogăția relației cu Dumnezeu. Schimbă-ți prioritățile, schimbă-ți valorile. Nu în ce ai, în ceea ce ești cu Dumnezeu. Această relație cu El, care este în Duhul, este supranaturală. Aceasta vreau să tânjești și mă rog ca Duhul Sfânt să-ți dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, să nu mai liniște și pace până spui, Doamne, I want to know You, vreau să Te cunosc, arată-mi slava Ta, vreau să mă bucur în prezența Ta. Mai mult decât orice, valurile vin și pleacă, that's ok. Încercările vin și pleacă, dar eu rămân în Hristos și Hristos este în mine. Și nimic nu mă va frânge, nimic nu mă va dărâma, nimic, că sunt al Domnului. Și Tu ești Tatăl meu, Alfa și Omega. Tot ce începi în viața mea, Tu vei duce la bun sfârșit. Tu nu te oprești la jumătate de drum, în ciuda mâniei mele, supărării mele, nemulțumirii mele. Tu continui să mă atragi, Tu continui să mă întărești, Tu continui să mă binecuvintezi, Tu continui să stai cu mine. Aceasta e natura dragostei Tale. Iartă-mă, Doamne, că până acum nu Te-am cunoscut. Rog ca Domnul să-ți deschidă inima și acele taine din inima Ta să le verși înaintea Domnului, ca El să vină cu plinătatea Lui. Plinătatea Dumnezeirii, plinătatea Lui Hristos și plinătatea Duhului Sfânt, aceasta este menirea noastră, aceasta vrea Tatăl. El se bucură să-ți facă bine, El se bucură să te binecuvinteze, El se bucură, nu mai poate de dragul tău. Schimbă-ți perspectiva despre Dumnezeu cu care ai fost crescută. De aceea gânduri negative și de frică că te pedeapsă. Nu, este o vreme de har în care Domnul vrea să te umple de acea reverență dumnezeiască însoțită de iubire dumnezeiască care te schimbă radical. Și de-abia atunci ești după voia Domnului. De-abia atunci te poți bucura și cânta și să faci ce spune El. Când îi primești și crezi în iubirea Lui necondiționată, când crezi cuvântul Lui că îi pasă de tine și că nu mai poate de dor după tine, că Domnul spune și astăzi, Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea Mea. Bunătatea Lui umple pământul, El umple și casa ta și soțul tău și copilul tău și la geabul tău și mădularele tale, totul le umple de bunătatea Lui. O, Te-am cunoaște bunătatea Domnului, că-și Moise le spune în Exodul 33 și 34, Doamne, arată-mi bunătatea Ta. În altă traducere spune, arată-mi frumusețea Ta, fă să treacă pe dinaintea Mea toată bunătatea Mea. Și Domnul spune, Eu sunt îndelung răbdător și bogat în bunătate, credincios și drept. O, Doamne, ce mare nevoie avem ca să lași peste noi această revelație a Duhului Sfânt să Te cunoaștem. Suntem împiedicați, ne târâm pe cale, just survivor, Father, când Tu ne-ai ales să fim mai mult decât biruitori,
să alergăm cu stăruință înainte. Iartă-ne, Doamne, dar te rog, deschide-ne, luminează-ne ochii inimii, atinge-ne ochii să te cunoaștem mai mult, Doamne, să te iubim, să ne punem pe altar, să ne fie dor și drag de tine mai mult decât orice în lumea aceasta. Am fost creați pentru tine, ai pus în noi suflare de viață, ai pus în noi Duhul Tău cel Sfânt care să comunice cu tine întotdeauna. Vrem să fim în Duhul, nu în fire, ne ajunge. Astăzi alegem să punem firea pe cruce, astăzi alegem să ne desplăcăm de omul cel vechi, vrem să fim în omul cel nou, Hristos în noi, nădejdea slavei. Nu mai vreau ca la Galateni 2:20 să mai trăim noi, ci Hristos să trăiască în noi. Ajută-ne, Doamne, și îți mulțumim că vei pace. Aceea, Doamne, eliberează-ne de noi și umple-ne de Tine. Această viață cu adevărat fericită, bucuroasă, o viață în pace și în liniște și în odihnă. Slăvit să fie numele Tău. Atinge fiecare soră din locul acesta. Cercetează. Golește și umple-ne, Doamne, de Tine. Duhule Sfinte, avem așa oare nevoie de Tine în această vreme, în acest sezon. Să punem, putem cunoaște inima Tatălui, că numai Tu ne descoperi inima Tatălui și tainele cerului. Învață-ne umblarea cu Tine. Ajută-ne, Doamne, să nu mai avem prioritățile firii, ale omenirii, ale serviciului. Prioritatea numărul unu să fii Tu, că și cu Tine vom rămâne. Toate le vom putea pierde într-o secundă. Și atâția ani, atâta trudă și suferință pentru ce care într-o clipă se poate pierde. Dar relația cu Tine nu se va pierde niciodată. Timpul petrecut cu Tine nu se va pierde niciodată, ci ne îmbogățește zi de zi, ne umple din zi în zi de frumusețea Ta. Umple fiecare soră de dragostea Ta, descoperă frumusețea Ta, despătările veșnice care sunt la dreapta Ta, că Tu ne-ai creat să avem părtășie cu Tine, să ne despătăm în Tine. Dar noi am acumulat atâtea bagaj, lăsăm bagajul la piciorul crucii lui Iisus. Și vrem să fim libere să zburăm în prezența Ta și cu Tine. Te iubim, Doamne, Te adorăm, Doamne. Avem nevoie de Tine mai mult ca de aer. Fiecare clipă vreau să fim conștiente de prezența Ta, conștiente de dragostea Ta. Să nu mai vine vrăjmașul să ne mintă, să ne fure, să ne aducă frică și îngrijorare. No more, nu mai vrem. Le respingem, le anulăm, le poruncim să plece din viața noastră. Vrem să fim umplute de iubirea Ta. Ajută-ne, Tu, Doamne. Ești minunat în toate căile Tale. Și pentru că ești minunat, știu că în bunătatea Ta ne asculți prin minuni. Aceasta vrem, minunea cea mai mare, Doamne. Este iubirea Ta și prezența Ta în noi și cu noi totdeauna. Și cu Tine, Doamne, vom face mari isprăvi. În Tine, Doamne, glorie și onoare. Doamne, vrem să spunem și noi ca și psalmistul și în psalmul 42 și în psalmul 16. Setează sufletul pe Tine ca într-un pământ sec, uscat și fără. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa Te dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeule. Doamne, provoacă acea foame și sete disperare după Tine în toate sufletele, Doamne, care vin la biserici în toată lumea. Foame și sete după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu. Să nu mai avem liniște decât în prezența Ta. Orice, Doamne, vrem să fim cu Tine, aici pe pământ, să gustăm cerul pe pământ, Doamne. Și cât ar fi de mare furtuna să ne cază, noi avem oasa noastră în prezența Ta, unde ne dai bucurii nespuse și nespătărești. Unde Tu ne mângâi și tot nu le-ai vindecător peste inima noastră rănită. Este dezamăgire și așteptarea aceasta că nu mai vedem odată problema rezolvată. Dar Tu ne-ai spus în Isaia 40, Doamne, 30. Cei ce se încred în Tine vor fi ca vulturi. Mai învigorați, mai puternicesc ca și tinerii. Aleargă și nu obosesc. Supranaturalul intră în noi, o viață plină de energie, de credință, de bucurie. Deci așteptăm în tăcere răspunsul Domnului, că Tu ne-ai spus, taci, vistir și să știi că Eu sunt Dumnezeu. Învață-ne tăcere.
tăcerea și așteptarea în prezența Ta. Învață-ne să auzim vocea Ta. Învață-ne să ne rugăm precum în cer, așa și pe pământ. Dăruiește-ne din inima Ta de dragoste pentru alții, de milă și compasiunea Ta pentru alții. Locuiește Tu în noi, lucrează Tu prin noi, trăiește Tu prin noi, vorbește Tu prin noi, acționează Tu prin noi, Doamne, că nimic bun nu locuiește în noi. Despărțiți de Tine nu putem face nimic. Astăzi alege, alege, Iisuse, să urcăm o nouă treaptă, mai aproape de Tine, să spend time with You, să petrecem cu Tine timp, prezență. Ești atât de frumos, Doamne. Ești atât de dulce. Ești atât de minunat. Descoperă fiecărui și inimii zrănite, și cele zdrobite, și cele singure. Arată-ți dragoste. Arată-ți afecțiune. Atinge-te de noi. Dă-ne din nou speranță. Dă-ne din nou puterea și energia să mai mergem mai cu Tine, cu Tine de mână, ca niște copii care doar zburdă de bucurie că sunt de mână cu Tatăl lor. Tu ești Tatăl nostru. Tu n-ai promis cu niciun chim nu să te las, cu niciun chim nu te voi părăsi. Ajută-ne să credem cuvântul Tău. Ajută-ne să medităm zi și noapte asupra cuvântului Tău, căci credința vine în urma auzirii cuvântului Tău. Pune pasiune noi pentru Tine. Pasiune pentru cuvânt și rugăciune. Pasiune pentru chinare. Pasiune pentru părtășie. Adu binecuvântare în biserica aceasta, începând de la păstor, familia lui și așa mai departe, până la ultimul copilăș. Cercetare și binecuvântare. O nouă lumină. O nouă trezire. Îmbogățește această biserică în toate privințele, în prezența Ta. Fie ca această biserică să fie recunoscută ca o biserică a prezenței lui Dumnezeu, a dragostei lui Dumnezeu, unde atrage și șchiopii, și orbii, și răniții, și drogații, și toți care sunt veșmiți. Căci aici Dumnezeu așteaptă suflete distruse, suflete rănite, suflete apăsate, care au nevoie de o mângâiere, de un sfat, de iubire, de un cuvânt de dragoste. Echipează aceste surori să fie ele acele canale de binecuvântare prin care Tu te manifesti, prin care Tu lucrezi, prin care Tu plângi și iubești. Să nu mai trăim noi, ci Hristos să trăiască noi. Ajută-ne, Tată. Te iubim și Te adorăm. Ești minunat. Revelează-te fiecăruia. Descoperă-te fiecăruia, Doamne. Încearcă să-ți-l imaginezi pe Dumnezeu așa cum am vorbit și cum îți revelează Duhul Sfânt. Este cel preanalt, cel atotputernic, cel sfânt. Dar este Tatăl Tău care te iubește. Și astăzi vrea să te întărească, să te încurajeze, să te umple de iubire și de dragoste și de bucurie. Adevărat, să încep să experimentez prezența Lui și pe drum, și în mașină, și acasă, dar mai ales într-un loc secret. In your closet. Să fii tu singură cu El. Să vezi ce descoperire îți va da Domnul. Și acolo îndrăznește și-ai cer lucruri mari, că El e mare. Și El se bucură când tu îndrăznești să ceri imposibilul. Că numai El poate să facă imposibilul. El nu-ți dă ceva care poți să și tu să faci. Da. Te va duce în așa extremă în care să crezi și să ceri imposibilul. Și El e Dumnezeul imposibilului. Și în felul ăsta tu te ridici la un alt nivel de credință.
cheamă numele Domnului peste încercarea ta, nume care e mai presus de orice nume, Iisus Hristos din Nazaret, cel mort și înviat. Cheamă puterea învierii, resurrection power, peste tot ce pare mort în viața ta. Fie visul tău, fie dorința ta, fie mădular al tău, fie un membru al familiei tale care pare mort spiritual, Domnul spune, cheamă puterea învierii, care același Duh care l-a înviat pe Hristos din morți va învia și trupurile noastre, va duce viață din nou a ceea ce pare că e adormit, pare că este mort. Crede, crede, crede și nu te îndoi. Este o vreme în care Domnul vrea să activeze valea de oase și care să prorocești singură, că aceste oase, aceste persoane, aceste vise ale tale, aceste dorințe sau daruri să învieze. Domnul să pună carne, Domnul să pune viață în tot ceea ce pare că este mort. Este o vreme ca la Ezechiel. Este o vreme în care Dumnezeu vrea să-și manifeste puterea, dar are nevoie de mine și de tine. El nu face de unul singur, face prin noi, prin credința noastră. Moartea și viața stau în puterea limbii. Declară, poruncește, spune ce spune Domnul. Trebuie să crezi. De aceea Domnul te cheamă mai aproape de inima Lui, ca să-L cunoști, să-L auzi și să te încrezi în El. Vom vedea lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu l-a auzit și la inima nu s-a suit. Așa sunt lucrurile pe care Domnul le-a pregătit pentru cei ce-L iubesc, cum ne spune 1 Corinteni 2:9. Dar acolo spune, însă nouă Domnul ni l-a descoperit prin Duhul Sfânt. Lucrări minunate urmează. Chiar dacă întuneric inundă toată lumea, cum ne spune la Isaia 60, Domnul zice, tu ridică-te și luminează. Căci Domnul este cu tine, tu vei străluci. Așa trebuie să te vezi. Nu te mai vedea o lăcustă și o victimă, și să te vezi o biruitoare, o victorioasă, o luptătoare, o femeie care aduc vești bune, o femeie cu inimă de leoaică care se luptă pentru ea și casa ei și care nu-i mai permite vrăjmașul să facă ravaj în casa ei, pentru că ea știe cine este și cui aparține și cine este de partea ei. Însuși Dumnezeu cel adevărat, atotputernic, creatorul universului. De aceea nu te tem de niciun rău. Cât de mare-i furtuna și lupta, deja tu vezi biruința și adus slavă Domnului. Haleluia! Haleluia! Preamărit să fie numele Tău, Doamne! Preamărit să fie numele Tău! Te iubim, te adorăm și îți mulțumim pentru ce ai făcut și vei face din fiecare din noi. Haleluia! Dă-i slavă Domnului, începe sora mea și dă-i laudă Domnului. Numai cel viitor mulțumește prin credință pentru ceea ce va face Domnul din viața ta, din familia ta, din biserica ta. Începe să-L glorifici pe Dumnezeu și să-L binecuvintezi, că mare este Domnul și de-abia te așteaptă să te poziționezi corect, să vezi corect cine este El și cine ești tu și să acționezi prin credință, slăvit să fie numele Lui. Haleluia, haleluia, preamărit să fie numele Tău. Fetele, veniți să mai cântăm o cântare în care să-I dăm închinare Domnului. Și încheiem cu aceasta, dar vrem ca Domnul să primească jertfa buzelor noastre, laudă și închinare, un miros de bun plăcut înaintea Lui, să se bucure tata de fiicele Lui care au lăsat totul să vină la întâlnire cu El și El să ne dea binecuvântarea. Haleluia, haleluia, preamărit să fie numele Tău, Doamne. Te onorăm și îți mulțumim, te adorăm și te glorificăm, că și numai Tu ești veșnic, numai Tu ești vrednic. Haleluia, haleluia.
veșnic.